Bun, și cred că am început live-ul și pe YouTube. Salutare toată lumea și v-am găsit la un nou livestream pe acest canal. Înainte să începem, să legi lipsul că am făcut niște etichete. Am scris și eu acolo frumos, nu știu ce am scris. Ședința anulată, ședința sindicată a fost anulată. Dintr-un motiv sau altul, încă nu se știe motivul. Și... salut Antonio, salut tuturor. Și înainte să încep live-ul, domnul Fuciu și-a luat blacklist pe server din cauza că hacker. Deci am ieșit din PD. Nice. Eu nici n-am mai vrut să fac live-ul ăsta pentru că mi-e somn. Bă, negrule, nu fără mașină. 69.69. Negrule, nu fără mașină. Vă bine, uite. Urcă-mă. Mamă, dar ești mort, ești mort, ești mort. Eu? Da, se vede că ești mort. Eu? Nu, niciodată. Eu sunt bine sănătos. Salut tuturor! Nu te-ai descolat pe față. Mi-am dat, da. Efectul nu trece, mă, după o oră de somn. Îți trebuie apă și mâncare, că nu mai am, că n-am mai avut bani. Yeah. De câți dai? 46 de lei. Da, e clar. L-am vorbesc cel mai serios. Nu. Oho, te pup. Așa. E și Rihanna pe server, de cât am văzut. Eu zic. M-am uitat un hop. Na, asta e, mă, bă, și cât am vrut să... În ședința asta. Bă, și cât am dormit. Nu știu, m-am trezit frumos. Trei apeluri. Am pus trei persoane diferite. Dacă mă oprește poliția și câte arme am pe mine, să mor. Bă, și eu cred că am ceva, nu? Gadget, sniper, tech. Mă, cu aia ce a făcut Fuciunul? Hacker. Trei armuri. Și-a luat bani de hack. GGGG, sindicat RPF. Da, din păcate, nu o să avem cine să sindicat. Bă, da, avem probleme cu tichetele, văd. Nu, vede că nu mai am o canul stat. Sunt 4 tichete active, gen. Și încă nu știu ce să fac. Nu știu. Sunt văd de că n-am mai pus. Nortenosul nu mai e pe oraș. Adică? Păi ne văd Fuciu și-a luat blacklist. Serios? Da. Păi văd că unii mai au grad de gen de doar. Păi da, mai au, da. Da. Uite, George, Nico. Nu știu, mă. Bă, dar ce mult a ținut și Nortenosul să mă. 3 zile, 2, cât a durat. Na, nu contează, oricum, mi-am luat Fuciu 50 de milioane, am luat vreo 7 gadgeturi. Și mi-am luat Nissan Titan. Ne. Băi, e bine dacă nu se făcea, că vreau Vagostul să de... Mi-a pus și softuri ce spă la pe... Hai greu să te jefezi. Mi-am luat ăla. Ia-te-l pe ăsta. Na. Mi-mi place la Titanul ăla, că e de 6 locuri. Ce faci, șefule? O să iei și... Verifi groove-ul, ce vrei să fac. Dar de ce pui arma pe mine? Alo? Păi de ce să nu pun arma pe tine? Cum ai vrea să te dau jos cu degetul? Dar de ce pui arma pe mine? Dar de ce să ne dai jos? Asta nu înțeleg. Păi cum? Să vă verific. Pentru ce să ne verifici? Să văd dacă se zice puitor, nu? N-are logică? Nu prea are logică ce spui. Ai răcit? Ba, prea are logică. S-a băut acum... De noapte bun. Acum dore. Ia vezi. Ia uite-te la el. Uite ce e normal. Ba, dar știi și bumbă că am dus. Bă, nene, mă, lași să-mi fac treaba sau? Ce treaba să faci, un șefule? Să verific lumea, după cum... Hey, what's up, man? Mă, ce-i mă cu ăsta? Băi, lăsați-l mă cu ăsta. Am venit să verific lumea de jefuitor, ți se pare ceva ciudat? Ce faceți, frații mei? Nu știu, mă, asta cred că mai mult jefuiește decât să verifice lumea. Asta cine mai e, mă, dă bine așa, mă, scăt aici? Cine, eu? Aaa, bolo. Asta e săgeata de Mocano. Altul. Săgeata de sub boce. Săgeata de Mocano.
Mocanu, hai cu fața la mașină, o mică perchiziție. Ce să-i faci, mă? Ce să fac eu, alo. Ce? Ce? Lasă arma. Lăsați arma, băi, lasă arma. Bă, suntem mai mulți, ascultă-mă, suntem mai mulți. Lasă arma, te omor. Lasă arma. De când? Ce? Pune cătușile. Mă, șefule. Bă, mai repede, ți-am dat voie să vorbești? Bă, dar de când nu mă las pe unul la control? De când mă las pe unul la control? Dacă mai vorbești odată, te mor. Dă-te de aici, dă-te. Ia beșeară. Ține-ți arma pe unul. Dar de când mă las pe unul la control? Asta e puțin. De când vreau eu. Mai taci odată. Oooo! Gadgetul ăsta. Mersi. Mă, șifule. Ia, ghici. Oooo! Ce se întâmplă aici? Măi, stai puțin, bossule, alo, tu nu știi de unde sunt? Cine de când mai la control? Tu care ești, mă? Tu care ești? Eu tocmai. Eu știu pe băiatul ăsta. Poți să-i dai cătușele jos. Mersi de găsire. Nu cum băiatul ăsta. Bă, ce? De ce l-ați jefuit? Ăsta e prieten cu mine. Bă, fere, sunteți nebun, ăsta e de la. Bă, ăsta e nebun, mă. Mă jefuiești și pe mine la masa mare? Mă. Crezi că mă interesează că ești de la masa mare sau? Dă-mi-le jos, mă, omule, ține-ți arma pe el. De când mă ia asta de gadget? Hai, mă, că ți-ai altul. Lasă că ți-ai altul. Lasă, ți-ai altul și ne vedem peste câteva ore, să-l iau ea. Te salut, mersi de gadget. Stai, nu plecați, bă, că vreau să vă ceară în portbagaj. Băi, ia să vedem ce aveți în portbagaj. Dam ceva? Dam. Nu mai contează. Urcă-mă, Veri, ce tu faci? Bun, hai, salut. Nu, nu vrea, cred că n-am loc. Aveți grijă de dumneavoastră, vă ocupăm. Te salut. Mersi. Da, de când se jefuiesc? Te pupăm, suntem de la roșu. De la roșu? De drumul aceea acum. De când jefuiesc ăștia? Lăsă-le pe Mocanu, dar nu cred că pot. Mă, stai puțin, de când jefuiesc ăștia? Ce? Nu acceptați jocul mai bă? A făcut Neymar stream snipe? Chiar că a făcut Neymar stream snipe. Te îngură Neymar. De când faci tu stream snipe pe mine, mă? Nu înțeleg. Auzi? Da. Live-uri pe... Vezi că dacă le-ai pe ăla de jos, te duci când? L-am mai luat pe ăsta, lăsați-l. Știu. Ai înțeles, mă? Ai înțeles? Mi-a luat și gadget-ul, aia e problema. Dar glanțele gadget nu le-a văzut. Vezi, nu sunt un gadget, dar nu știu cum să-l salvez să mă cană, e problema. Uite, aici am drept server, joc mai tare. Bă, dar, nu înțeleg, nu-i dat tare? Nu-i dat tare. Acum? Ce-i cu limbajul ăsta pe chat? Mamă, dar-i capul pe unul. Nu, că nu l-am lăsat să-i din portbagaj. Dar era mașina cu banii murdari, deci bine că... Bine că nu i-am lăsat. Da, Ionut. Să trăiești, Sergile. Să trăiești, Sergile. M-a chemat Mihai, mă caută Mihai? Nu știu de ce. Că mamu mi-a zis Raulica, un membru de la noi, că mă caută Mihai. Nu știu nimic. Nu pot să întreb dacă te rog frumos, să știu, dacă dacă aminte să știu să-i dau amendă. Nu știu că nu-l vă păraș pe Mihai. Aia e problema. Eu pe tabletă-l văd, gen. Da, stai să văd că eu știu că e o mică problemă cu domnul Fuciu pe aplicația albastră și e mică ședință. Deci nu cred că Mihai face ceva pe oraș.
Păi da, și sunt cu domnul Sonic, cu domnul Taviș, cu restul, sunt Ijale. Oh, sunteți cu... E mare întâlnire între ei. No, după asta să mă sun și să întreb dacă te rog frumos, să știu ce și cum. Hai să treci. Mamă, băi, de ce am pornit-o live? Așa, bun. Cred că ne... Doamne, cred că măcar nu și-a luat respawn. Da, de ce mă jefuiesc ei? N-ai tăpeu. Clar. O să schimb mașina. E clar. Lasă așa, n-am. Sergiu, să mai țin ședința, nu? Sergiu, bag, te lasăm, ce-i cu tine la ora asta? Băi, am fost plecat la grătar. Că au vrut time la grătar, am băut și eu puțin câteva pahare. Și la 7 am ajuns acasă. Nu, la 6 am ajuns acasă. Până la 7 am făcut un live, 7 jumate am făcut te caut o zi, pe mine o cheamă, mă caut o zi, serios? Fără că trâncă. Până la 7 jumate am făcut un live și după aceea am zis că mă culc cu oră. Am deschis live acum. Nici mai știu, stau, nu mai știu. Bă, fără. Pe o zi nu știe de ședință. Oh my god. Păi, stai zi, ăsta la asta e anulată? Stai să-l sunăm pe o zi. Cum îl aveam pe ăsta? Ciocan, pe astram. Your call has been forwarded. E clar, nu mai e numărul lui. Du-te la el, Sergiu. N-am cum să mă duc. Venezuela, Venezuela. Nu știu dacă e aici, e prima. Sper că e aici. De-aia mă forțez cât pot să fac live-ul ăsta. Că mă... Am pornit live, am pornit, n-am ce să mai fac. Bă, vezi că se țin... Nu se ține ședința, că a fost anunțat pe Discord. Care al număr a vorbit, o zi cu Tavi. Păi Tavi a anunțat că nu se mai ține ședința, ce n-ai bine? Da, Venezuela. Da, Cletită. Ține ședința sindicata sau nu? Nu. Că nu mai ține. De ce? Păi, eu zis-ne pe celul puiu că ce se ține. Păi și a fost anunț că nu se ține. Anunț a fost că nu se ține. Și anunțul nu mai e acolo, ăla că nu se mai ține. Să mor, deci știu. Hai să aflu. Ne-am ba picior, că deja mă enervează. Mihai n-are telefon. Da, mi-am dat și eu seama că n-are telefon. Cu tine, vorbea pe căscuță, că ci că să-l sune. Nu are telefon, degeaba. Hai că-l sun, văd eu. Am văzut, imediat îți răspund. Te pup, gata. Mamă, 5 tichete active. Eu nu mai înțeleg nimic, să mor. Să mă arăsesc dacă facem tichetele aia, vedem până suntem anunțați de ședință. Salut! Vezi da. Că un băiat vine aici la mine și scoate arma
aici și vrea să mă jefuiască. E clar. Cine am filmare, am ID-ul lui. Nu, știu un copil de ăsta cu tech care vine la mine și mă jefește. Zi-mi ID-ul. Stai imediat. Nortenos for unde? Life. S-a dus în Nortenos. Da, mă, să răspund ăștia pe cuscut. Unde ești, sunteți? Bă, Sergiu, de ce... Dar ce să înțelegi tu, adică? A, nu știu, mă. 2, 1, 4, 4, 3. Da, ăsta-i. 2, 1, 4, 4, 3. Vin la aici pe trotuar. Stai, că am bon de masă. Vino, mă, ți-am zis pe trotuar. Cine, mă, eu? Scuze, boss, stai să iau și mașina. Ce vrei, mă? Da. Tu ce vrei? Paște fericit și ție, noapte bună. Nu știu, dar mie mi s-au luat toate armele cu aia. Și din mașini, și din tot. Am avut vreo 10 găsitori. Da, Vali. Ce zi mai șeflă? Stai cam bun de masă. Bă, mă auzi? Da. S-a desfințat mafia și mie mi-a dispărut toate armele, de ce? Da, păi nu, așa merge. Da, da cletită. Cedința se ține, 2001. Ai auzit? Unde dracu scrie? Nu știu, așa ni s-a zis, așa ni s-a zis. 2001, hai bine. Hai. Bun, intră și eu pe căscuța oficială de sindicat și zile se intre pe 68.68, ca să pot să fiu și eu. 2001, unde dracu-i 2001? Da. 2001, imediat îmi zic eu unde e, imediat mă uit. Nu mai aplic să mă duc să mă schimb, o să vin așa îmbrăcat cu bandana la cur. 2001. De unde-i 2001? Stai leacă, că nu-l găsesc nici eu, 2027. De-n stânga de tot, l-am găsit. În stânga? Da, în stânga de tot, stânga sus. 2001, bun. Zile te rog frumos la sindicatul de pe căscuța 69.69, se intre pe 68.68, să pot să fiu și eu. Îți doar eu cu măcanul pe 69.69. Zi, se intre pe 68.68. Bine, hai. Trage-l aici, că a zis că n-are. Ce-ai făcut, mă, da, Cătă? Salut, Rege. De ce jefuiești în zona publică? Doamne, salut, Rege. Să mor tu, că aici e zona publică. E zona publică, uite de pe harta. M-am pușcă în cap, gata. Ryan, îmi pușcă în cap. Nu. E zona publică. Bă, da, prost, cu aia. Și de ce părți de aia de poliție, man? Păi asta e din Portugalia, nu? E de la fratele meu. Nu contează, scrie poliția pe spate. Bă, ok, o să fii să-mi cânea cu 60 de minute. Bine, bă, poți să-mi dai și mie că vreau și nu. Cu el. Doamne, bă, așa ceva n-am mai văzut. Domnul Gera, așa am o mică întrebare. Acolo e zona publică? Care bă, am și o întrebare. Zice ceva, faceți altceva, să mor de nu. Mă anunță lumea pe ochișori că se ține la 2001. Fii atent. Nu, știi care a fost faza ta? A venit și a zis chestia asta. 1. Apoi după aceea a venit Mihai și a zis că se ține. Eu ce pula mea, ce treabă avem noi? Păi și dați anunț, dați ceva în rasa. Bun, deci e ședință, ne auzim la 2001, hai. O să vim fix să... De fapt, stai. Îmi bag. Merg cu 500 la oră pe autostradă. Nici n-a rulat. Bă, da, scrie spre un zmân în același timp. Ba da, vezi că-s rami nașpa, nu-i lua. Mă. Știe măcar cineva că se ține ședință? A 2000.
Băi, manca... Da. Ce ai zis, băi, șefule? Ce? Bine? Da, ce vrei? Să mai ține la da, ședință? Da, 2001, 2001, toți. Păi, dacă nu-s co-lider sau... Nu numere? Știu, mă, nu știu cine trebuie să vine, nu-mi dau seama, totul se... Doamne ferească, mă, bă! Că n-am hard disk și cred că mâine... Na. Crash mi-a luat. Doamne, nu mai pot. Ședință sindicat. Mi-a dat și Crejo cu sindicat. Ce mai e, Sergiu? Ce să zic? Am mers spre ședință, mi-a dat Crejo cu. Ia uite-l, mă, unde m-a dat. 6 tichete active, poftim. Fixez amețitule, stai. Stai, stai, că nu știu unde trebuie să merg, să moară Jamaica. Stai să fixez comentariul ăsta. Fixează. Gata. Așa, bun. Deci, dacă aș fi putut, aș veni și eu. Roni, răspunde și eu la întrebarea aia de ți-am dat o WhatsApp pe Discord, mă, și ce ți-am dat, că am băut prea mult azi și nu mai știu nimic de mine. Vreau să aflu o chestie, pentru că am rămas prost și vreau să aflu ceva. Băi, mă, 5 tichete active. Bună seara tuturor, bună seara, bună seara. E casa Mihai, da, știu. Hai să ne grăbim. Așa, bun. Stai că mi-a picat orașul, mâncați-și. Care-i cu Heliu? Bă, dar de ce sunt 6, mă, băi? Ce-au ăștia în seara asta? Da, ce-a alo. Ce-a dat să intre pe căscuța aia la altă? Stai că toată lumea e pe ăsta, ai răbdare. Nu, domnul Mihai pe căscuța asta. Nu e pe... Păi Mihai nu-i pe căscuța asta. Mihai pe căscuța aia la altă, șeșoc. Stai că venim imediat, hai. Intrați pe 68. Să moară dacă mai înțeleg, băi, am băut eu prea mult, ori sunt în vis, ori nu. Așa, ok.
Mă, ori eu am băut prea mult, ori sunt un sărbătorim ceva. Nici eu nu știu, chiar nu știu, 1 aprilie. Băi, 1 aprilie azi, mă? Nu-i 31 încă. Mă, mânc avaș. Deci, m-ai trezit bine. Deci, m-ai trezit. Ok, s-a rezolvat tot. M-a anunțat nu se mai face ședință. După ce minte se face ședință. Altul zice că nu. Băi, să mor dacă mai înțeleg ceva. Nici nu m-am schimbat. Ce haine am în ăsta? Ok. Unde sunteți la 2001? Alo? E la casă Mihai? Stai să mă duc să-mi iau mașina să mă pun jos. Stai să n-apăs nu știu ce buton. Mamă, ce aici? N-am lovit-o. Unde sunteți exact în casă? Bă, Mihai! Unde sunteți în casă? Mihai, una și cu una fac două, dar vezi că aici pe balconul ăsta i-am dat-o lui Alice rău de tot. Gata, mă. Am înțeles, am înțeles. Da, oricum, oricum, domnul Mihai, o să vină și ceilalți oameni din mafie. Din mafie. Ca să mă ajute, știți? Adică vine groove-ul, alu stropeală și domnul nou. Mai bine o locație foarte deschisă. Puloși, alu stropeală. Cum ai zis? Roșii? Puloși, puloși, puloși. Oh my god, anunță. Bun. Gelul, le las că mă aduc eu să vorbesc la poliție. A plecat Pateu. Nu, 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 păi aia e și fața, nu vreau să vină poliția acolo. Nu o să vină, că nu mai prea sunt polițiști. Nu te du la poliție. Nu te du la poliție, o să se gătească opticați și o să vină... Am eu pe cineva care să n-anunțe nimic, dacă se anunță ceva acolo, să zică să nu se ducă. Știi care e faza, domnul Tavi? Pe lângă ăștia, să zicem, 100 de oameni, pe lângă ăștia 100 de oameni care vor intra miercuri pentru recrutări, așa, vor mai fi și 50 oameni care n-au ce face cu viața lor decât să vină să... Să nu, păi da, și fac apelul și să nu se ducă la apelurile alea. Da, fac apelul la poliție și tot așa. Da, eu vorbesc cu poliția să nu se ducă la niciun apel. Am înțeles. A, poliția câinii. Să nu se ducă la niciun apel? Sau? Am gelule, vrei să se ducă aia dreaptă, de când am ieșit din pârna aia, am buletinele la dată poliția. Fii atent. Pentru suma corectă, mă asigur eu că miercuri aia duiesc toate poliție. Telefoanele din tot orașul. Mai dau o țele cu mistria dedicat. Domnul Mihai, stați-mă că vă zic, dar deja sunt falic, o să le dau bani oamenilor care o să vină să mă ajute suplimentar. Da, vrei, că dacă eu plătesc toate telefoanele din oraș până vine aia cu tine, nu mai am nicio șansă aia să te mai prindă. Da, mă, dar nu știi că poliția are două telefoane? Au două telefoane, le prins cu toate. Lasă-mă că joia am eu treabă cu gelul. Poate că să-și plătească datoria altfel. Al strofeală, al treilea e pentru Alice? Da, nu o treabă. Haideți interior să începem și noi. Pentru planice. Oricum, ne limităm la un timp destul de scurt. Să-ți o mai spun pe încă una. De la, dacă o știi pe domnișoara Francesca. Și cu ea m-a culcat gelule. Las. Cred că știu e clar. Las-o, las. Orașul din Francesc.
Lasă așa. Nu, să nu afle cineva, era să mă duc și la mușcărie, din cauza că era minoră. Ești bine. Da, eu am aflat ulterior, eu știam că are 19, dar avea 15. Unde dracu mergeți, mă? Nu știu, mă întreabă. Câți ai? Câți ai stropeală? N-ai ce căuta sus. N-ai, bă, aici n-ai. Câți ai? Păi, dar de ce pana n-au văzut? 21 are. 21 cu 15. Bă, eu am aflat după, eu știam care 19, eu nu sunt Sergiu. Bă. Ce vrei, mă? Ce vrei, mă, străpeală? Străpeală? Wow! Unde e, mă, străpeală? Unde e, mă, străpeală? Bă, că am ciudat cum i-a dat așa lui străpeală. A, lasă-l pe jos. Lasă-l pe jos. Salut, celule. Lasă-l pe jos. Vii și tu miercuri să mă ajut la revitare. Picat 1, da, normal. Asta ne-a mai ajutat și nimic. Perfect, hai că vii și eu. Picat 1, dacă înțelegi la ce mă refer. Picat 1? Pe câți oameni ți-a picat eu atunci la lemn de acum 2 zile? Tu erai? Da. Bravo. Nu trage. Hai că ți-a tras, băi, ți-a zis și n-a venit bani. Nu trage nimeni, mă. Da, că... Nu trage nimeni. Trag ratații mei și cred că-mi bag pula nația lor. Oh, no, domnul meu, nu mai înjurați. Salut, m-am mai înjurați, vă rog eu frumos. Nu știu. Salut, m-am dus. Eu, că am întrebat de vă rog eu frumos, mai înjurați că și... Doamne, Mihai, mă! Eu sunt, mă, eu sunt. E și gagica lui Sergiu pe aici, a venit de la bancher, vă rog eu frumos, potoliți-vă. Mamă! Tu te naripă să-ți ia cu bancher. Dar nu-i rog, că banchetul poate să fie și intra 12-a! Te îngură să te auzi. Și banchetul poate să fie. Eu am văzut că fuge cineva din casă. Poți să-i omor pe ăștia doi, vă rog eu frumos? Gata, cu cine suntem mai picat și vrem unii mai puțin. Pușcă bine, Ilu. Potoliți-vă. Gata, iertați-ne. Chiar crezi că, doamne, că ar fi mândră de tine, gagică ta. Mamă, ți-l omor pe ăla. Să-l omor pe ăla. Să-l omor pe ăla. Mai exista o mapă, că nu e blog. Da, așa, să dau și eu aici între voi. Îți place? Cât era fondul pentru serbare? Da, Da, de limba din ce dăm care. Salut Dani. Adică nu vorbesc. Mă nu mă aud pe live? Ba mă aud pe live. Până atunci nu mă interesează, poate să treacă pe oriunde. Stau eu dacă afară. Dacă este în caz, înseamnă că știu cine e, că dacă vine una aici la omor, nu-l stau afară. E cazul meu personal, fac ce știu că nu e. Ha, bună Manu, ce prezență chiar că. Hai că mai facem și dintre aici, că văd că e destul de bine, că scanapelele astea atât de mari încât în cap. Toma. Și e și chiar securizată că... zona, că putem să punem sniper pe dealuri. Da, vezi că e bună, uite-l... e bună. Bă, bună, uite-l... că aici nu prea ai de unde să o ataci. Da, și dacă stai aici nici nu prea ai cum să ții glonț. Nu prea ai de unde să ții. Bă, nu că are domnul Mihai beton armat geamurile. Are beton armat... Beton... Am loc, dar cream că vrei să dai cu ea. Nu vreau să mă... Mă dau în drifturi, de mă, uite, vin pe ani. Păi eu știu, zici mai, dacă trebuie de ea... Să favrole lor ocire. Trebuie de ea, că vă băci pierd, că-mi fuge. Mihai. Scobriceagul din dotare. Bă, ce-a Sergiu, bine, bine, bine. Am făcut eu pe mecărie aia buzunare, dacă e să o luăm așa. Prima oară, stai... Trăpeală, gata, fuciu, nu mai e? Până la nu știu cine e ăla. Nu știu cine e ăla. Era și eu din cauza lui ăla să mă duc în balat. Nu e problema, domnule. Haideți că ne chemăm acum familia. Lasă-te. Hai să nu o chem eu pe al mea. Eu am 25 de oameni pe oraș în momentul de față. Hai să lași eu. Minus 4. Minus 4. Salut, Tavi, salut. Ce l-a pus pe ăsta? Dau eu un Sergiu dacă mai vorbește unul peste ședință. Salut, salut. Hai. Să vorbesc aia de pe tine, ce punte te crezi că l-armat? Băi, ești bine îmbrăcat, sănătate. Să mai aduce niște scaune, e cea ta parte a doua.
Bun. Da, am văzut că intră pe footplate o zi. Și că ești și tu gazdă bună. Haideți cu 20 like-uri. Haideți cu 30 like-uri. Până n-aveți chef să stați aici, a luat un scaun din bucătărie, mergeți și aruncați-vă în piscină, legați-vă de mâini și de picioare și stați acolo. Eu vroiam dacă se poate să mă lege Francesca. Aladin! Dacă era major. Ai visuri. Am vise. Ai fetișuri cu paisa, cu legat de piscine. Ai fantezii, ești prost, ai fantezii. Fanteziuri. Ai fetișuri cu paisa, cu legat de piscine. Vom exclude din discuțiile de astăzi, vă rog frumos, familia Nortenos, care... Da, nu mai vorbim, că au făcut destule într-o săptămână. Lasă așa. Cred că n-au făcut alții într-o lună. Să-i mulțumim domnului Stropeală. Aplauze, vă rog. Cu plăcere, că-i degeaba. Atâta timp când n-ai fost capabil să mă aperi, când au venit 4 mașini după mine, să nu te aud. Da, când au fost eu acolo și ți-am picat pe toți din Nortenos. E, lasă, întreabă-ți băieții. Așa. Să nu uităm domnul Tavi, că m-a sunat ieri de la Războaie ca să-mi întrerup activitatea, ca să vin să ajut. să nu uităm când m-am dus cu toată... Să nu uităm momentul în care m-au chemat ai tăi pe torf, că sunt disperați că trage Nortenos după ei și că sunt depășesc numeric când tu nu erai. Domnul Stropeală, să mai zice că un om de la dumneavoastră a fost la noi pe torf, pe gruf și a început să tragă? Acum, oamenii cu unul din bala și cu un civil? Doamne ferește, așa ceva n-am auzit. Doamne ferește, avem și GoPro, nu e nicio problemă. Vorbim după. Da. Bine, doar. Și cu liderul de la Nortenos nu o să devină lider? Da? Juri revine... Cu liderul de la Nortenos nu o să devină lider? Nu. Sau se desfințează? S-a desfințat deja. Ieri, pe la orele 4 și ceva, împreună cu domnii Ștefănuș și Alex, am plecat alături de mafia mea ca să-i prindem, că aveam informații cum l-ar fi jefuit pe domnul Ione. E clar. I-am prins... N-au fost capabil să facă acest lucru, dar în schimb astăzi i-a prins... Mă, tu și care veni Michael? Serios a venit Michael? Bine, i-am prins, dar au dat acestor zile. Decohau. Adică, task-ul. O să mă apuc să zic direct task-ul. Pentru că săptămâna aceasta vreau să vă dau un task. Auzi, Răzvă. Dar, ce am realizat eu? Nu ne-am adus Hitman. Aha. A venit o mașină. Vorbesc eu acum, stai. Vrei să sun? Da. Hai că l-am pins pe gelu. Afa. Auzi, Sergiu, pinge-mă și pe mine la loc. Dacă te pun eu. Sergiu. Dacă te pun eu. Dar trebuie să fie Hitman. Nu mai știu cine e. Uite sus. Nu trage cu aia încă. Gata, mersi. Hitman, pe cine mea din Hitman? Hai, drag. Vedeți că plecați mașina. Dragi. Raul. S-a dus în parcare, sunt mai mulți. Unul a plecat și unul s-a dus în parcare. Da. Uite-l mă, Raul, dacă l-am găsit. Mihai, a vorbit acum, vine Hitman, nu? Bine. Deci, asta nu e Hitman. Pulos. Exact. Vedeți că iese pe partea altă. Dar mie nu-mi răspunde. Dar îți mulțumesc. Salut, salut. Rini nu-i pe server. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Vine Vagos acum. Ce Vagos mă că ți-am zis mai... și pe ăla acum 4 zile tot eu. Păi nu că acum ci că e Nortenos. Nortenos nu mai există. Nu știu că nu există. Îi desfința eu azi. La ce tu Stropeală, bă, dați. Uite, întreabă pe Sergiu. Da, Stropeală a făcut totul. Da? Da. Da, naiba. Păi și atunci de ce vă e frică, mă, să mergeți pe insulă? Păi ce insulă, mă, să-mi fie frică, că țara că nu mă duc oriunde. Nu ție, mă, tâmpitule, eu mă refer la sindicat. Păi, am sunat la sindicatul, dar mie nu-mi răspunde. Raul. Ok, era un mie nu-mi răspunde, dar bine, dacă tu... Are suportul meu necondiționat. O, ce drăguț, de iubire, nu? Da, 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 chiar dacă ei m-au luat la rost că am furat explozibilul ca să te scopă tine din pârna ei. Da, și cine l-a luat? Da. Hai să trece cu vederea, că uite, de exemplu, Sergiu, mă lasă te bibilez puțin. Dar nu aici, nu aici, nu aici. Străpală, n-ai ceva ce? Bă, bă, nu te da la urs cu mâna goală. Ai cum e acolo, bacata?
Că de mâine revin pe transmisiune. Și te arunc în aia. A, pe da, ai zis că faci. De mâine, de mâine. De luni, de luni. Cum mă duc și la sală, tot de luni. A, tu și sala stropeală. Păi tocmai aia cum aprilie. Vezi că ti... Da, chiar mine ti aprilie stropeală, nu știu ce sală faci tu. De mese. Da, chiar sala de mese trebuie să duc ăsta. Aia e păcălea la tine. Exact, aia vreau să zic și eu, poate sala de mese. Unde sunteți? Venim imediat. Eu cred că te-a răsat. Nu știu, mă, Roni. Nu mai zic, că mi se face poftă. Hai că vă aștept aici. Mâine cred că fac și de departe. Sune că jurii vine Beleaua și le bat toată mafia, zis să mă aștepte. N-am cum. Te la băiatul ăla să te bea, Ștef. Da. Zi-mă, Cristi. Lasă, Ștef. Iară nu o să mai faci două luni. De clasa 2? Pateu. Hai mă, hai mă, că ok, hai. Domnul Mocanu? Spune, spune. O, Mocanule. V-am pregătit niște sticle de vin din Strugurei de Nortenos. Nu. Bă! Wow! A glumit. Mă. Mă. E gelul pe listă. Următorul. Ne vedem, mașina ta are chile în contact. Dați-i bătruza lui ea. Nu știu, mă, e Uzi și mă enervează, e futut în... Mocane, dai mă trusa lui ăla, auzi. Îi dau trusa. Nu-i dai nimic. Nu, mă, nu, stai jos, stai jos, stai jos. Stai așa să supă Mihai. Luați și mutați toate mașinile care le prindeți. Spargeți-le bordul dacă e nevoie. Unele iubiri sunt făcute să-ți iau o viață. Oh, a venit domnul Hintan. Salut, salut. Să trăiți, domnul Hitman, să trăiți. Imediat o să vină și un colider din câte am înțeles. E perfect. Cred că ți-am dat. Sadule, vezi pe caz de pic. Păi da, pentru că ești lângă mine. Am băgat pe ăsta, mașinărul ăsta, am băgat lângă casă. Hai, e bine. Hai pe la ședință. Puiu, ai grijă, băiatul avea bandana galbenă. Andrei, da, mai e un băiat. Păi mai există familia. Mai e unul. Te crezi când zici asta? Mai unul cu nerește. Dă-i tu să-l luă ăla, Mihai. Dă-i tu. Stai că dau. Da, zic, că veniți să răb unul cu bandana galbenă să facă poze, cică. A, pentru poze. Pentru poze. Pentru poze. O știi. Și ați arătat poza din pantalonii dumneavoastră, domnul Mihai. Nu, i-am arătat poza cu asta mare. Când mi-ai zis să-i dau clor, erau cu bani în față și m-am zis. Da, știți cum a văzut-o? Bă, cred că mine. A văzut-o venind. Ca să-i enervă Sergiu. Ce-a pățit, domnul Sergiu? Domnul Sergiu i-a dat glonț. Se fac glume de alea... A, felicitări, poți să-l lași mort. A, las. A. Păcat. Pentru că dânsul începe mereu ca de obicei și nu mă abțin să-i dau glonț. Nu, lasă că dacă mai... Numai, eu m-am potolit cu glumele. Eu chiar m-am potolit. Eu dau glonț. Nu m-am dus afară ca să... Și dau un glonț cum? N-am zis ghece să trag și-o pistolul. Arez, domnule, mai glumim și noi pe aici. Gherule, dar taxa aia când o plătești? Nu știu ce a zis. Doamne. Haideți, domnul Mihai, că să mă... Oh, cu vârf de aur. Vreau să fie valoros pe care îl drag. Opa. Că-mi pare rău că așa alesi la acolo, știi? Pătează canapeaua. Domnule, ajutați-l și pe dumneavoastră, pe dânsul. Bine, luați-l unul și ajutați-l. Bun. Nu stau aici lângă domnul Tavi. Alte probleme pe lângă cele pomenite anterior avem. Nimic? Dacă salut. Nu s-a prins aici, n-avem nicio treabă cu el. Liniște, liniște. S-a prins? S-a mafios bro. Lasă. Vreți să mă duc să iau pe aia de afară? Sigur? Nu. Ce citei toți mă în față? Sunt proști, nu vreau să ascult. Eu să execut pe toți din sindica care nu știu. Toți care din sindica care nu știu. Mai avem noi o problemă. Mai avem noi o problemă. Să coară pe drum în momentul ăsta. Spuneți. La întâmpinața. Cu Nortel. Resonanțe. Ce? Bă, da, ți-a zis de 10 ori, bă, că nu mai există. Acum am ajuns. Ah, ok, nu-i problemă. Știu că nu mai există, da. Păi da, să vorbească Ronnie dacă tot aveți probleme cu unele mafii. Bun. Și tu stai și refă-te. Suntem observare. Ei. Aia era meseria lor. Atât aștept să facă. Să fie jefuitorii. Da.
Nu știau altceva să facă. Așa i-a născut ăsta. Domnul Mihai, să trăiți, au venit... Da, mă scuzați de întârziere, am avut o problemă. Nu-i problemă. Nu-i problemă. Da, i-am explicat o problemă. Unde ești? La 2001. Hai zici 30 like-uri. Cine a pus mașina aia de la... Am și o întrebare. Da, păroșu, te-ai ștâmpit la cam, nici măcar nu mi-arată unde s-a păroșu. Ia, mi-arată unde s-a păroșu măcar. Nimic! L-ați culcat? Păi și cum vrei, mă, să da, câștigi Ferrari-ul ăsta, mă? Hai, zi ce întrebare ai. Bloțu nu vine la ședință? Bloțu nu mai e. De mult. Păi ce-au făcut și aia? S-au desfințat și aia, că și aia au... Cred că tot strupeam. Cred că strupeam, am făcut și ceva cu Bloțu. I-am prins, tot eu i-am prins. Aș mai avea o întrebare. Scuzați că... Opa, scuzați. Zi. Scuzați că zic așa. Schimbă titlul că nu mai este bun? Păi l-am schimbat. Ia că-i ceva de zis. Vezi, grupul acela Vesel, de pe grup. O nouă mafie desințată în Ortenos plus ședință sindicat. Nu mai e, dar tot jefuiesc. L-am modificat. Haideți să strigi like-ul. Tot jefuiesc, acum. Fiți mai înainte eu. Da, da, mă, am schimbat. Stai liniște. Uit. Mă prea interesează. E tot ok? Atâta timp că nu sunt din sindicat, pe mine nu mă prea interesează, nu am ce să fac. Acolo trebuie să o folosiți și voi un pic de creier. Păi noi nu avem voie să facem nimic, că noi nu avem voie să tragem. Că după exact, bravo. Și trebuie să stăm să ajungem să fiască. Bun. Bravo, exact. Aia trebuie să faci. Dacă plătiți taxa la noi acolo, vă ajutăm noi. Păi am văzut ce ne-a trebuit. Lasă-mă cu ce să Veric, lasă. Mai dați-mă un pic de zi și vă zic mult. Bă, străbeală, tu știi cum folosești shake-uri, lasă așa. Da, mă, și străbeală trebuie luat la pisă. Exact același lucru. Treți-l în viitor până când se apropie de noi. Gata, ta, vin, nu te mai duc. E mult mai suspect în momentul în care veniți 76 pe ele, că dacă stă unul cu sniper-ul, tip. Fine. Tu nimeni, proști mii. Să-l dă un elicopter, pe al nostru? Stai din gură dacă nu știi ce se întâmplă în exterior. Da, să-l iau. Cine e cu elicopterul? Masca. Ioane, ți-am zis să nu mai plătesc elicoptere. Bun. Ok, am luat cu mult de cadou pe știi. Deci există vreo ședință sindicat în care să ne putem ține ședința așa într-o ordine mirifică să nu se întâmple ceva? Sincer, bă, nu cred. Cred că de vreo 4-5 săptămâni nu mai în probleme stăm. Cam așa. Sincer. Dar v-am o veste bună. Arhitectul meu personal este pe cale să ne termine o locație atât de imbatabilă și atât de imposibil de atacat, arhitectul încât la următoarea personal ședință care... sindicală, vom fi într-o siguranță absolut totală. Doamne, și-o ta. Așa că... nu vom mai avea... Acolo va fi insula dramei totale. Bă, da, chiar! Fără glume, mulțumesc! Da. Bun. Și îți trebuie luată la autoră care și are hack-uri, dacă și are hack-uri. Voi între organizațiile care mă întrebați sunt active. Avem? N-avem. Iar legat de organizația Nortenos, că m-a întrebat să rădăm și Nihilman ce să faceți. Lăsați să vă și fiască. A, bun. Domnul Mihai, aș avea eu o problemă, dacă se poate. De ce domnul Stropele nu se ocupă de oamenii lui și vin la noi pe tărf și ne omoară oamenii? Am și GoPro. Care tărf? Păi nu știu, era un om de la el, cu un nu, domn din Balas și cu un civil. Pe tărf a întrebat. Pe care tărf? Unde pe care tărf? 1041, care l-a câștigat ieri. Ce unde mă, pe la Sandy? Care e ăla? La intrare în Sandy, cu un curat cu Balas. A, da, chiar mă. Eu nu am auzit nimic în privința asta.
N-aveți nimic în privința asta? Și oricum alianță eu cu Balas nu am și nu... Păi atunci ar trebui să aveți grijă de oamenii dumneavoastră. Așa, spune cum îl treabă, cum îl cheau. Păi eu o să mă uit pe GoPro și să vă zic mai în detaliu acolo, că nu prea știu nici eu. Așa, și să-ți mai spun încă o treabă. Vezi, ai grijă tu ce vorbești cu nevastă mea, că am văzut că cam vorbești cu ea. Aoleu, domnișoara la vine, scuzați-mă. Nu am nevoie aici de nevoie de nevastă așa să cam pe lumea la urmă. Așa, așa. Nu cred că vrei război cu noi. Război? Hai să lăsăm gagicărea la o parte, că nu e vorba aici de femei. Maria mea bagă pe gât. Cum Ana? Maria mea bagă pe gât. Eu ți-o spus să-i. Nu vorbim aici de relații de femei, aici vorbim de probleme serioase, probleme de oameni serioase. Da, da, da. Domne, în principiul meu italian, domnule n-am nevoie de Mihai, familia e pe primul loc. Deci mai tare familia să rămânțim? Familia trebuie să fie ultima, dar grijim între față. Haideți cu 30 like-uri, 40 like-uri, 50 like-uri, haideți cu foarte multe. Bun. Continuăm. Ce probleme au existat între Palas și Cosa? Vreau să le aud din gura voastră de față cu toată lumea. Din câte știu, cred că s-au rezolvat. Ce probleme? S-au rezolvat pe dreacu, că eu am auzit numai certul și scandalul și au început oamenii să-mi plângă pe telefon. Că știu eu ce s-a întâmplat. Ești că am vrea să aud din gura lor. Păi eu sunt, cum să zic? Membru la MOV. Și cine? Și la muncă. Și la muncă. Și muncă mai ca. Moglum și la ambarat. Și plus la astea. Deci domnule baron, fabrică probleme. L-am potolit din câte știu. Când era în grup și zice ce l-o băteau Sergiu, vezi că nu pe venea ședință s-a desințat de Lost MC? Cred că s-a desințat. Ăla zic de la 13 clare la 80 plus. Au fost probleme că veneau membrii mei acolo pe zonă și uitau să-și parcheze mașinile. Însă le-am dat anunț pe aplicația albastră, le-am spus să nu mai facă căcaturi, să nu mai parcheze mașinile acolo și cu asta basta. Domn Mihai, după ședință, putem vorbi ceva cu dumneavoastră și domnul Tavi? La fiecare ședință de până acum, cred că cineva are ceva de vorbit cu mine. Dar nici nu știu ce un subiect, ca să-mi dau seama dacă merită să vorbim în timpul ședinței sau nu. Așa. Pentru că aveți uneori niște momente de alea care vreți să ziceți niște chestii și cum am aceste crede sunt. M-au vrut, m-au chemat unii o oră întreagă, s-au ținut de curul meu, până când am stat să vorbesc cu ei legat de o alianță. Deci n-ați ținut cine au și suntem cu cine, nu știu. Tot un fel de alianță, da, mai complicată. Stați. E legat de un, pot să zic așa, un fel de tratat de non-agresiune între noi și poliția. Adică noi nu le luăm oamenii pe sus la contracte și din astea, dacă nici nouă nu ne iau oamenii și trag în ei. Mă, ești ceva la preză tot un fel și mai de tratat de... Gata. Auzit, deci s-a desfințat până când nu erau membri. Când aud așa ceva. Sincer, nu merită. Nu, mie îmi vine să vă pun acum în genunchi, să vă iau pentru trădare. Aia, așa merită. Nu, aici am venit ca idee, gen, dacă putem să vorbim, gen, să fiți și dumneavoastră de față. Nu, v-am cerut permisiune acum, nu am făcut-o. Acum voiam să cer permisiune. Dar acum treaba avem noi cu poliția. Avem nici legătură cu poliția. Am auzit că și dumneavoastră. Ne-am îndepărtat foarte mult de poliție, am început să dăm șafuri. Mă scuzați, eu știam că aveți o relație cât de cât acolo. Nu mai este. Mă scuzați atunci de înțeles. Avem persoane, dar avem infiltrați, adică. Am înțeles. Avem anumite persoane de încredere în care ne punem baza și ne zic cam tot ce se întâmplă. Aia e adevărat, toată lumea știe asta. Bănesc că mulți dintre familiile voastre au așa ceva. Pentru că, da, e normal, poliția e coruptă, se vinde pe bani puțini. Are numai de persoane. Cam în ceea să cumpărăm și chestorul. N-a vrut. Ne. În curând o să vrea tot spun eu. Cât de repede. Chestorul am plătit-o pe mine. De monede. Mișcați-vă dacă nu vreți să vă dea... Nu, fără bani.
Ajungeți să vă, să vă plimbați odată, să nu vă dea mușchiapă. Mă, Fără Sărbare, mai ratanje decât oricare mafie, trag extrem de prost, de aceea iau oamenii din filme și în alte, da, știu. Da, am început subiectul de alianță. A întors. Da. Nu suntem la poate, dacă intră aici, are glanț. Gerule, îți mai faci familie? Oficială? Da, da, da. Da. Am vorbit cu primarul, primarul rezolvă. Păi când? Nu mai stați acolo. Că eu am propuneri de alianță. Miercuri a zis că rămâne de vorbit. Bun, dacă miercuri rămâne de vorbit, înseamnă că undeva pe joi vineri, deci cred că mai bine vorbiți de și în următoare. Așa, Balas. Da, da. Păi lucrurile astea nu prea se fac într-un minut, că bănuiesc nici măcar n-ai unde să o plasezi. Noi cu Balas vrem alianță 7 zile. 7 zile? Da. Dar mai vine și un logon. Care e relația asta așa voastră? Că pare așa un pic nasoală. De ce? După atâtea certuri și scandaluri, alianță nu-mi sună. Era vorbit de la bun început că se face alianță, numai că au existat certuri deoarece au existat unii membri la ei și unii membri la mine care făceau scandalurile respective. Dar nu știu cum, în ce fel să facem alianța. Asta zic. Pentru că noi, din momentul de față... Da, unitate electric, ok. Na. Suntem destul de puternici. Eu am nevoie de un sniper și-l curc cu ciop. Clar! Nu știu ce să... Ce mai fi sunteți în sindicat? Îi las cuvântul și co-liderului meu, Misty, să vorbească. Să fiți prostămuriți și apoi mă anunțați că ați murit. Nu mă urlăm, dacă trebuie să tragă țipă. Poate fi de 7 zile. N-am încredere în skill-urile tale, că știu de unde... De unde te-ai antrenat până acum. Două secunde ca să... Drag un glorț mașină să plece. Vorbească domnul Mihai. Nu, să nu mai vorbești. Ia și ține ședința. Deci, rămâne alianța de timp militară? Îi las cuvântul meu domnului consiliere Misty. Cine, mă? Alianța 7 zile cu Balas? Sau dacă vă duceți, nu aveți nicio armă, nimic. Hai că facem. Ei, am și nu cu 10, decât unul. Oxigen, capul. Te duce, da? Tu ești de acord? Nu mai duc și ăla din spatele lui. Okay. Dă băiatul ăla negru. Dacă ești de acord cu alianța. Care băiat de negru, mă? Okay. Da, alianța de timp militară cu Balas. Bun. Înătezi tu sau înătezi eu? Ba da, e în spatele la... Dă-i tot în față, vezi că e un fel de piatră. Și asta înseamnă că poate să stea și la noi pe zone? Hai să fim serioși. Deci ești tu, Tavi, nu. Ok, atunci ca să nu existe în caz de reclamații ulterioare. În spate. Notați-vă, rog, băieți, pe aplicația albastră. Care sunt 50 like-uri? Eu aud o mașină. 7 zile de probă până vedem ce rezolvăm cu domnul Gelu. Cu Grove Street-ul nu mai vreau să mai fac nicio alianță, pentru că domnul Nașu s-a gândit să se dea la Madonna mea. Ok, vă rog frumos să lăsați și să trebuie din afara ședinței. Licitațiile. Oh, este cineva de spus să le citezi în această seară? Să știu dacă mă apuc să mai dictez prețurile sau nu. Spuneți, domne, că noi suntem aici să vă ascultăm. Păi dacă nu dorește nimeni, nu s-a să mai pierd timpul. Păi dorim noi, grostrii chiar dorim. Stai, vei găsi loganul? Dacă este rămașa. Locație de cocaină. Ia zi, Ștefane, cât oferi. Aha, am găsit și Logan. Prețurile de început despre 5 milioane. Har 10 milioane grustru. Logan roșu cumva? 10 la gru. La care? La gru. Cocaină. Cocaină? Cocaină, la cocaină. 20 de milioane. 20 la cosa noastră. 25 grustru. 25 la grustru. 40. Bă, 50 la Grove Street. 50 la Grove. Opa. 70. Ma. 70 la Cosa. Cocaina. Ai, zicem un 75 așa de la domnul. 75 la Grove Street. Bă. 90 la 90. Spală-te pe cap cu ea. Domnul Mocanu. Așa, domnul Mihai, cum toaleta, următoarea toaleta, locație. Toaleta, început de la zile. 90 de acum, viață de cocaină. 90. Bun, rămâne 90 la Cosa Nostra, am notat eu. Vreau și eu locația de metafetamină cu toate cocaină. Începere 10 milioane, 2 la pachet. Dar vedeți că a venit cu o mașină roșie. 20. Mașină, 25. 25. 50. 50.
spală-te pe cap, că aia nu s-a meritat atâta. Ok. La bă, cine? Bă, aruncă cu milioanele astea, de n-am văzut așa ceva. Așa-i domnule. Am făcut bani mulți, că săptămâna trecută n-am la cine? Eu, 50 milioane la cine? Costa, la Costa. Locația de metafetamină. Am trimis banii pentru Coca. I-am primit. Ok, am notat. Locația de hacker. Acesta începe de capăt. Știi de ce ai mai șicărat după ei? Nu le știu. Ce-am zici, gros, trebuie. De ce mă duc? O zici că vin peste noi ăștia. Căi, ești prost, de ce tragi? Domne, ești prea prost, nu te mai stai în casă, nu mai faci nimic. Bine, tai din gură, du-te în casă și nu mai faci nimic. E aceeași mașină. Da, 20. Ok. S-a oprit. Așa, s-a sâmpit. Rămâne 20 la Grove Street? La 20, 20 de milioane hacker la Grove Street până acum. Bine. Rămâne? Vin spre casă pe jos. Vrea cine mai mult? Ziceați mai mult? Mi se pare normal să vină peste noi din moment ce ăsta trage. Nu. Ok. Locația de țigări. 5 milioane prețul acesta. Unde e ce direct? 10 cosă. În stânga la casă pe drumul ăla. 15 e grup. Din pe drumul de țară? Da, ăla de iată. 15 milioane în dată. De 2 ori. De 3 ori. Uzi, nu te mai duci că-ți dau glonț. O dată dacă te mai prind. Bă, dar vorbesc prea mult ăștia. Bă, dar tu nu vă pe toată lumea. Mai nou, Antonio. Eu am o plăcere cu albă, de aia am plătit așa de mult. Hai, Berico. Antonio. Insula. Caio. Înțepe de 30 de milioane, deoarece aveți acces la absolut toate dotările acestea. La cât? Cât, domne? Cât? Cât, domne? 30. 100 los. Nu atât spălare de bani, cât și ca. 150 cosă. Ma! 170 de milioane. 170 la los. 200. 200! 250. 300. Cu mașini, domnul Mihai? 350 la Venezuela. Cu mașini nu, doar bani. 400. Păcat, păcat. 400 de cosă. Unde dracu te bagi? 400 de milioane cosa noastră, licitează cineva mai mult? Bă, trebuie să-mi vând toate mașinile pentru locații solicitate. Insula, insula Caio Perico. 400 de milioane cosa noastră, ultimul. Bă, da, ăla are bani, mă. De două ori. Bă, 401. 401. 401. 410. Scoliți-vă buzunarele că n-am atât. 410 costa. 420. Informații. Nu, domnul meu, se poate plăti în rate? Nu, nu, bani jos. Ai sau n-ai, ca să știu. Deci, 420? 421. 421. Lasă-le ofere, lasă-le, că n-avem. N-avem. De două ori. 422 și un dolar. Nu merge un dolar, din milioane, milioane. Auzi tu câte geule. Dar cine trage afară? Nu unii. Din milioane, milioane, străpeală. 423. N-au pe unde să ajungă. 458 de milioane. Ai văd. Mar, mă. Ai văd. Bani grei. O dată. De două ori. 460. De două ori. Ia, 500 de milioane la cosa noastră. Hai, mă, du-te, mă, că la minte. Mă. Hai că verific acum. Bani și vă dau și niște tips. Aștept și la mine în cont. Ai vrea să plătești? De seara asta plătesc salariile neplătite la membrii sindicatului chiar de zile. Cine a luat Caio până la urmă? Cosa noastră, 500 de milioane. Aia e căc. Cosa! Ia-lu stropeală? Da, da. Da, da. A, fratele meu, ne lași și pe noi, nu-i așa, nu? 5 milioane. Vezi că se apucă acum pentru că e inflat prețul, acum se apucă să spune prețul. Vezi că-ți bagă taxa asta. Stropeală, ne lași pe noi, că o să fim 100 la recrutări, te rog. Domnul stropeală, întrebare. Da, și-ți vine 20 de oameni. Vă apucați să trimiteți banii pe rând, așa câte 10.000, câte 10.000? Bă, stropeală, bagă și tu 50.000, că mergi și... Că e așa și trimiteți, așa mai bine mergem și noi la bancomat. Că dacă îmi dai banii așa, am plicit să spune că păcăți. Băi, Mihai, v-am dat... V-am dat câte... De la noi, că am ședință după cu voi. V-am dat 200. Domnul Mihai, ce locații mai sunt? Atât. Cred că asta a fost toate. Gata. Mai ce mă lupta. Nici o locație ne-ai luat, gelule. Asta nu e o locație. Asta e problema noastră. Protecție Hitman mai e. S-a dat. Ia stai, protecția Hitman.
Era, ce zic, dacă nu e o locație. S-a dat hacker, nu? Nu e locație, dar așa ea trebuie. S-a dat, domnule, noi. Protecție Hitman. Gata, Mihai, ți-am trimis tot. Task, acum trebuie să dau să calculez. Așteptăm licitațiile pentru protecția lor. Eu nu mai am nevoie, că Angela are o datorie mare la mine de aici. 20 de milioane costă pentru protecție Hitman. Opa. Spală-te pe cap. Spală-te pe cap. Țin să vă reamintesc, noi nu o să avem nicio treabă cu membrii voștri timp de o săptămână până la următoarea ședință. Asta înseamnă că nici contracte. Datorie la Angelo, ce zice, mă? Aia e treaba voastră personală. Gele, tu mai trăiești. Mai trăiești din palare. La mine să facă contract cu tine. Protecție, ia, nice. Prețurile astea. Licitează cineva? O zis Cosa 20. Cosa 20? 40 los. Opa. Opa. 60 de milioane. Da, la da, unde are bani atât, ia. La mine oamenii muncesc și plus că iau taxe de pe zone, bă. Că nu de aia ne-am luptat cu Vagosul. Lucru pe care voi nu-l faceți. Noi mare, bă, aici, exact, că las că iau eu oamenii. Bă, dar noi de că am avut ca eu de cine ați luat, mă, taxe? Am luat. Eu nu cred că a luat ăla atâtea taxe, mă, lași. N-a luat atâtea taxe. Au luat destule. Lați să moară, că nici dacă câștig la jetoane, la păcănele, n-am atâția bani. Păi ce, mă, când am fost noi păcănul era aproape mai mult. Uitați-vă să... Ai verificat și conturile domnului Mihai. În încheiere. Mai are cineva ceva de spus? Păi la cine s-a dus? La Cosa, la Cosa. Faci tu mai mult de atât că te plici că n-ai bani. 60 de milioane a dat, mi se pare. Toată ziua, bună ziua, n-am bani. Faci mai mult de atât? Ne-a arătat, mă, că ți-ar da. Zim, îmi face jumătate. E, păi ăla a luat toate locațiile, mă. Nu chiar, exact, a luat și groove-ul. Gerule, care ai 2 miliarde, ce să-ți fac? Na. Ce, mă? În fine. Stefanie, ai dat banii la domnul Mihai. Eu țin de bani. Eu nu, arunc banii pe fereastră. Bun. Corect. În încheiere, dacă toate licitațiile au fost încheiate, problemele au fost discutate și alianțele încheiate. Păi domne, dar cum se rezolvă? Veric, îți trimit ție banii? Cum se rezolvă? Nu, la mine. Problema ta, mine, nu vorbesc Ionos. Nimic de ea până când mi-a dus o dovadă. Dacă nu mi-ai dat dovada până am acum, dovada, am copil. Păi asta e un pic, dacă vrei să-ți rezolvi problema fără ființa asta, nu-mi dai dovada. No, adresa mea de mail, dovada trebuie să fie acolo. Vă trimit în 15-20 de minute. Dacă în 15-20 de minute vă trimit... Pare rău, mi-o trimis și o rezolvăm pe viitor. Ședința următoare de acolo în timpul. E bine, așa e bine, data viitoare mă duc și eu pe acolo ca să văd care e situația. Mi s-au prins vreo 2 oameni. Că ăla face mișto de tine, mă duc. Bun. De-aia am zis să păi, bun, dacă ai trebuie de aici dovada, rezolvăm acum, discutăm și mai și amendam. Păi dacă nu mi-ai trimis acum, nu poți să o rezolva acum să duc pe lăsăm pe duminica, pe duminica viitoare atunci. Dacă nu, pe mâine, poi mâine, când na. Na, când aveți dumneavoastră timp, domnul Mihai, nu e nicio problemă. Când are fiecare timp, atunci vorbim. Bun, mă anunțați acolo pe Facebook dacă stai. Alte probleme mai avem? Pare are cam mulți probleme. Ceva așa mai trebuie vorbit? Nu, nu. Nimeni? Nu, nu. În cazul ăsta hai să facem un pic pe poliția rutieră, să mergem până jos la vehicule, să fiecare să-și ia vehiculul să ne despărțim, așa. Aș dori dacă se poate să discutăm de-a voastră despre un magazin de haine. Acolo că am o treabă pe lumea la altă, dacă nu ține. Ești mașina ta, n-ai acolo mașină? Eu s-ar putea să te iau la pulă dacă cumva îmi lași mașina mică cu drumul și nu te mișcă nimic. Magazinul de haine de lângă. Măcar ar mai bine vină ia-ți mașina ca să golim parcarea, că nu e... Putem pleca? Așteptăm. Deci s-a terminat, a? Da. Unde e, mă, stropeală? Stropeală? Deci, băieți, să nu uitați să veniți miercuri să mă ajutați. Da, te ajutăm. Era mai bine. Era mai bine când am venit. Bă, era mai bine când am venit. Ne auzim miercuri, băieți. Da, te ajutăm. Te ajutăm. Hai. Stați un pic pe loc, nu vă grăbiți, nu vă grămătiți. Vă dirijăm noi.
Eu am mașina blocată. Păi 25 una, 10 una. Haideți Porsche. Lasă BMW-ul negru să iasă, lasă BMW-ul negru să iasă. Ok. Stai să-i lași pe băieți cât de-aia vreau să... Bă, Sergile, noi trebuie să mai stai. Da, mă, vreau să urc pentru ăștia. Lasă-i pe loc ăștia să iasă pe ei. Păi, eu de-aia vreau. Ușor. Gata. Eu le-am eliberat, iasă. Să vorbească cu ăștia. Păi, ăla a zis că intră peste noi la ședință și-am trăsut. Deci cum să le zic? Domnul Tavi, aoleu, ce a zis ăla pe ziar acolo în dreapta? Pe Weasel News. Mă, ba da, am văzut. Ai sunt mașini scos? Așa, deci le spui la membrii tăi să spună că sunt din Venezuela și că... Păcat de CNP. Chiar că păcat de CNP. Da, deci le zic că am înțeles. Da, le spui că din... să le spună la membrii că din Venezuela. Hai da. Ce-ai vorbit, mă? Despre ce-ai vorbit? Să nu le ia ăștia ai mei tax. Bonus. Hai, fugi. Mihai, mă chelii de bani ședința ta, să-mi bag. Hai, nu mai spune. Mulțumim frumos pentru... Cât? Fiți atenți că cumpărai și magazinul. Îi dau eu. Îmi cumpărai magazinul de haine de lângă poliție. Mihai, unde pleci? Stai, mă, Tavi, că mai vrea să vrească cu noi, ce faceți? Stai mă, ou! Pe-am vrut! Da, coboară. Bun, gata. Vă rog să începe timp. Cean, anunț de nota 10. Așa. Doamne Mihai, bă, dați-mi număr, telefon să dau bani. Cred că... bă, ăsta, cum să numesc? Hai sus, să-mi living toată lumea. Cred că... David, tu l-ai auzit pe domnul Stropeală cât a licitat astăzi? Că licitat? Numai 500 pe insulă o da așa-u. Ah. Avem bani. Mi-a dat și nouă. 500 de milioane pe insulă da așa-u, mâncați ești. Nu mai aveam banii să mănânc și ăsta de 500. Banii pe operațiunea de data trecută de... Deci sindicat, da. Sergile, așteptă-mă un loc, lângă noi. Acum, stai. O să vedem și mie, mă. Bun. A dat azi. Mă, le-ai pus și de la gardă, le-au la... 96, 700 milioane tot a dat. Da, pe tine. Ești mai prost decât prevede legea. S-a dat. Așa, ia zi, ce facem? Stai mai jos și ascultă pe Tavi. Hai, vine aici. Gata, hai. Sunteți toți? Voi, eu veniți? Da, sunt aici. Nu vezi din față ochilor. N-ai, mai știu cum arată. Toată lumea știe, păpuiu. Nici pe tine nu te văd acum. E în colț, în dreapta. E în dreapta acolo, ca e Moloicu. E Moloicu. Da, blasta. Da, sunt sigur din oraș. E prost cu arma. Haideți cu 50 like-uri. Și cu voi de la un timp de singurul care știți să faceți, să scoateați arma să trageți. Vi se pare normal? Vine la 2001. Pă? Adaptându-ne la ce retardați. Avem în organizațiile ilegale. Te-a luat pe capăt, asta știm. Arma a devenit esențială, nu mai poți să pleci de acasă fără ea. Mulțumesc, Alex, de follow, Leo, de follow, Andrei, de follow și la povești cu Jimmy, la follow. Avem cu un puiul sniper. Așa. Și pe plajă, când fură ăia doi, oamenii nu erau în armat, nu nimic. Eu am avut să-i gloante de mă străpunsără umărul, de aici, de sus date.
Ți pare normal? Pe atunci trebuie sniper, ești prost? Nu mi-a tras sniperul. Ba da, sniperul ăla știi pe că scutea, că puiul te-am... Am tras eu din greșeală, am tras eu din greșeală. Nu, atunci a fost prima oară, apoi s-a mai întâmplat să vină doi. Păi am tras o dată, da, și l-am culcat. Apoi au mai venit unii pe plajă mai târziu și atunci au tras alții. Bă, bă, mă enervați, mă, că bă, aveți moment. Aia zic, aia zic. Eu eram acolo, trebuie să vă împați tactică militară, mă. Se pare normal? Bă, eram două persoane importante în ședința asta, atât. O persoană desemnată drept sniper să vizualizeze zona și atât. Păi nu trebuie să faceți nimic, voi trebuie să stați statuie. Dacă noi n-am intervenit, că nu ni s-a zis că sunt înarmați, de ce asta ras? Păi de prostul ăsta s-a dus după el. Aici era problema lui, atât că ăsta nu murea și nu mai și continua să răspundă pe căscuță. Era necesar să trageți voi pe lângă el? Dar l-aveam eu în țintă, ziceam eu dacă pățea ceva. Păi da. Nu, că știi la fel de prost, că tu ai tras primul. Nu, când a tras eu atunci nici nu știam că el. Să zicem că n-a fost vina ta, a fost vina lui Ioane că a tras. Dar prima oară tu ai fost prostul care nu, a tras. Nu, prima oară am întrebat de 5 ori și nu mi s-a răspuns. De ce tras? Nu, eu nu eram pe prostul tău. Amenințare? Păi nu, nu era Tavi, știi? Păi da, că a ieșit din casă și nu... Păi a ieșit din casă, stai o secundă, ai zis cu gura ta a ieșit din casă. Păi da, și n-a răspuns nimeni dacă a fugit din casă, dacă luase ceva. Dar era frumos să... Ce-a zis ce-a ia? Pula mea, lui! Nu știu, da. Dar nu-i valoros să-i casă. De-abia trăsese, de-abia trăsese în casă. Mi-au spus ăștia că l-ai culcat pe nu știu cine. Îl înțeleg de ce trasa atunci, că putea să se gândească că se uci și de informații, că suntem toți aici. Nu trebuia să tragă, trebuia să informezi. Da, informații n-ai răspuns. Păi nu răspunde nimeni pentru că e foarte mare gălăgie. Tu n-ai stat toată în viața ta să uși aici. N-ai cum să fii atent. Dacă ascultă la volum minim. Bun, lasă asta. Vreau să atrag atenția mai ușor cu armele. Da? Că nu sunteți jefuitorii pe grup. Uf. Arma o scoți când ești în pericol. Vreți să vă fac lege ca la poliție? Păi mă mai certă cu voi odată. Acum. Hai să treci, Irina. Ce zici, Maroni? Cum te mai simți? Timp. Pentru că vreau să le execut pe unul, dar vreau să vorbesc cu tine prima oară. Bun, doi. Din câte auzi, cineva sunat. Eu. Găscuță, în eu. Legătură cu niște băieți. Mulți cu portocaliu pe ulița de sus jefuiesc. Foști membrii Nortenos, probabil. M-a sunat Zaca, hai dacă să... cunoașteți. Iar... Da, îl știu. Cine te-a sunat? Hai până acolo toți. Zaca. Dar a, și pe nu m-a sunat, dar n-am pus să vorbesc. Una după altă. Gălăgie pe căscuță, doar informații și atât. Să vedem despre ce e treaba. Bine? Ok, hai da. Bă, hai. Ești la fel de prost, că organizarea asta trebuie să vă intre în mână, nu să vină fiecare cu mașina lui personală. Voi să vă grupați, când mergeți la orice intervenție și vi se zice să veniți, lăsați vehiculul vostru acolo și luați un vehicul de... Domnul Mihai, știți care a fost problema de data asta? Mă doare, n-am ce face? Că ați zis acolo pe e-mail. Alo? Venezuela jefuită pe ulița de sus de ăștia, poștii Nortenos. Nortenosul. De ce pe uliță? Nu știu, mi-a zis că e... Hai să duc. Ok. Mi-a zis că e un APK. Aveam și eu. Din primele informații de la ăla din Venezuela, mi-a zis că e un APK care jefuiește. Bă, dar n-am ce să facă, măi, nu înțeleg. Dai seama că acum se oftică că nu mai sun și n-am ce să facă. Bă, nu mai știu cum vine ulița de sus. Pe aici vine ulița, mă, că nu mai știu. Hai că merg eu ultimul, atunci mergi tu primul. Radio volum. Alo. Pe ulița acolo sus la garaj. Zi-mi la ce cod poștal. Stai puțin. Te-a jefuit. Garajul de sus, lângă obținutul. La 893?
Bine. O să nu Venezuela. Până la 93. Stai. Pune-l mai acum. Da. Da, prin zona aia, gen. 893, bine. Bine, 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 bine. Nu mai sunt observator prin zona aia. Bine, hai. Mersi mult. În zona garajului de la 893 se jefuiește, mă sună Eter Venezuela. Da, vis-o, care-i cu BMW, opri și voi pariuri, dacă vreți. Încerc să-mi fac repede, să pot face live. Dacă ar merge la shop. Lasă-mă motorul, dă-l dracu de motor, Roni, fă-te bine, dracu. E în garaj, din capul poliției, no, vizarea ta care se merge. Ha, lângă casa mea jefuiesc? Hai că merg așa. Radio volum. Da, pornesc chiar. Da, că merg așa. Aparele știu, am vorbit cu domnul Cuta, nu știu dacă le-a făcut. Pune-le tu pe listul ăsta, adică aceste le cumpli tu. O să le pun pe alea, pe pulsoare în fel. Mușchiul fărăteze, pătrate. Chiar știi să arunce unul, că ai aruncat un ochi în pulă. Nu, degeaba le dezactivez că... Apropo, domn primar, să mă las. Las de casă. Ramurile. Pentru bebe vreau să mă fac bine cât mai repede ca să merg să scot la ceva fain. Mă, Roni, fă-te bine și după aceea, înțeleg. Ce? Stai mă, încerc să dau radio mai tare, dar nu aud. Dar nu știu chiar care e ăla. Da, știu, se pune automat semnalizarea, e enervant. Cred că ăla e. Ok, am zis eu, sorry. Mai e o mașină bubuită. Cam romantic tu, chiar că. Da, mă, știu. Nu e radio, mă, că ăsta îmi schimbă numai username-ul. Nu-mi place zona. Opa. Oprim aici un pic pe trafic. Error verificarea bite. De documente. Cine ești? Deci, care-i planul? Ce? Cine ești? Nu te frecă pe tine cine sunt eu. Bă, la nu chiar e, mă frecă. Scăpați documente. Care ești? Mergem într-o misiune specială, mergem să prindem și pictori. Avem dreptul să nu țineți documentele cu noi, după spusele domnului primar. Ce de-aia, mă, legitimația? Cum? Ce-ai zis? Păi, dă-o legitimația ta. Hai că eu dau pe mea. Eu? A, așa, gata. Aruncă și licență. Ia, șefule, legitimația. N-am înțeles. Acum mai tu pe-o, zi. Ce faci, Carita? Sunt Emi din Venezuela. Da, Venezuela. Bun, auzi că ai tăi sunt jefuiți pe aici. Păi da, au venit cu apecă cu ăștia, m-au hărțuit pe aici, m-au luat un alt. Păi și pe unde sunt acum? Nu știu, s-au dus pe aici, încolo, din partea aia. Încolo. Dar nu știu. Nu e, mă, nu știu cum e. Mereu uit comanda, e ur... Vorbi cu cineva și îmi zisă că se dusă pe 703-700... Radio, volum, volum, radio. Pe aici, sus. Mai 708-702 și undeva pe acolo. Sada asta. Hai să vezi că vine Stropi acum cu toți. Nu, pe asta? Nu. Nu.
Ce informații aveți? E prestată. Bandane, portocăpat, mașină, o ceva, să știm. Nu știu, venise unul cu o bandană pe zocalie la, la noi acolo când am ținut ședință și avea un Bugatti Chiron negru. Radio Vol 100? Azi când am fost pe grup și se bătea nortenosul cu toată lumea, era un felul următor. Nu e. Turbo S negru, un RS7 negru. A, gata mă! Și un Bugatti. Dar nu se aude, vor Radio 100. Alo? Sergiu, vezi că gen, e un R7 negru ala VK cu o bandana portocalie și mai e un R7 negru și are bandana portocalie acolo. Bandana portocalie și a doua mașină care e? Bugatti Chiron? Și are Porsche, gen, are Sergiu informații. Vorbește acum cu cineva. Mai așa, roz galben. Care e a doua mașină? Bugatti Chiron. Da, da, tot ori și pe la blu. Ok, și un Bugatti Chiron. Bun. Da, hai, mersi. L-am găsit pe unul. Un R7 și un Bugatti Chiron. Un Porsche albastru aici. Un R7 și un Bugatti Chiron, cred. Nu știu că sunt. Venezuela mi-a zis acum. Auto, cred. Bă, dar... Am văzut mașina, vorbind. Ce vezi în spate? Au văzut și eu, dar n-am avut treaba. Am Bugatti-ul după mine. Bugatti-ul în spatele nostru, 8-4. Ne urmărește. La gara suntem sus. Rim. Unde sunteți? Uite-l pe strupeală. Rogiul, nu mai stai după mine după ce te-am cu ăsta. Este mult prea evident. Suntem fix la garaj. Ne-am pus punct la 8-4. Vedeți că ăla cu BMW-ul în albastru m-au ieșit. Ține-te bine pe curbe. Era să ne facem căcă în momentul care conduce, care conduce. Dacă putem, anunță oamenii de la mine. Eu sunt cu ăla, cu cum îi spune, dar cu mafia mea pe aici. Dar nu știu. N-au puterii la bară. Suntem, dacă nu cine? Trebuie să zici italianul. Aș merge după ăsta prima oară. Să schimb repede căsuța, să te bași la coala lui Stefan. Dacă comunul e... Ăsta ea vorbește, mă. Eu l-am chemat și pe Strobi aici. Ăsta nu e de la mine. Mergem după ăla? Da, dați-i după el. Dă-i după el, dă-i după el, dă-i după el, dă-i după el. Hai! Luați-mă într-o mașină, ia-mă pe mine într-o mașină. Și trag după el. Hai, dă-i, dă-i. Dă-i să nu pierdem. A început distracția! Poate nu-l pierdem. Opa! Bun! Deja e bătaie, bătaie intens. E picat. E picat. Bătaie intens. Au picat ai mei cu aia bătut? E zic că... Ce e nebiosa? Ia că au trebuit. Nu mai e nimeni. Da, vei în bară. Bă, să fie arată la altă. A, 712, repede, ne-a spus aici la noi. A, ba da, ăsta-i de-al meu, ăsta-i de-al meu, ăsta de aici. Ăsta-i de-al meu. Mă, ce? A, ce mă sperie. Are buletin. Nu voi acos n-ai putut, să știți, aveți bine. I-am găsit buletinul în buzunar, dar... Nu m-ai lăsat singur. Ce zi-a lăsat aici? Hai, pui la mașină repede. I-am găsit buletinul în buzunar, dar nu pot să-l scot. Două bugate, bani. Unde ai? La 712 era unul în parcă. Acolo, au dat și și-a trăs în noi. Nu vrea să-mi... E prea lipit buletinul. N-a vrut, mă. Unde ești, Mihai? Mi-ai plecat spre ăsta, spre traia. Salut, Sergiu, salut. Mâine mă pune bunker. Mă stai și acolo. Mai știu dat. Dacă am dat formul la radio mai tare, mai știu dat. Păi și eu l-am dat, că nu mai putem. M-am chinuit jumătate de oră să... de-l dau mai tare. Sergiu, tu ce faci? Nu... Mai e ceva? Omor nimic? Nu știu, stai să ajung. Apropo, sunt jumate mort, cam bă mai devreme mult. Am dormit și o oră cât am putut, dar... Intră la 712. Dar chiar logic ții bine. Intrăm și noi acum la 712, imediat. Cu Bugatti
Trebuia să-l chemăm pe stropeală și pe aici. Mulțumesc de follow. E stropeală. Eu am chemat eu. Nu, să fie pe aici pe stație. Wow. Nu. Era prea mult haos. Lasă. Nu, aici? Stai, ho. Aici? Ne-a văzut. Sunt în interior. E cineva în interior, l-am văzut. Sunt mai multe intrări. Eu n-am intrat. Unul e cu altă shotgun, intrăm. La etaj și toți. Intră prin spate, intră prin spate. Unde intră prin spate, intrăm. Toți sunt, ei sunt la etaj. Intrat prin față. Ei sunt plecați la etaj, am văzut eu. Căutați că... Din ăla, din sponsor. Ce mă? Parașuta, și-a dat cu parașuta. Nu cred. Ba da. De unde știi? Era George. Era George. Verifica toate camerele. Mă duc la etaj. Trage-l în coace dacă tot. Nu-i mă nimeni, nu mai e. I-am plecat în pâine cu parașuta. Da, bine. Tu-s parașuta vieții. S-a dus cu parașuta ăla. Dar și eu cu GoPro cum era la balcon. Intrați pe 67-67. Tavi spune-le la IT să intre pe 67-67. Ai GoPro? Am și eu GoPro, dar n-am văzut că l-a văzut. Dar unde l-a văzut, nu-mi dau seama. Cine are GoPro să vină peste tine? Cine are GoPro să se ducă într-un col să facă bonul. Păi da, dar ai... Eu nu l-am văzut când a spus. Nici eu nu l-am văzut, aia e problema. Zi-i cine l-a văzut. A, ies pe 67 cu 67. Nu mergem, că vă să fie nebunii acolo. Nu mă, fiecare pe căscuța lui. Ce ai sărbătorit? Am fost la... ăsta... la grătar cu ai mei. M-a chemat ai mei la grătar. Și suntem deja toți aici. Bă, dai frum... da. Condu-tu ca trebuie să stau un pic pe gânduri. Ok. Vezi să nu ne omoare. Atât. Dă și tu un de la că ăștia-s nebuni și nu faci nimeni de alea. Lasă-ne, că noi avem treabă de încetare, lasă-ne. Păi și unde mergem? Mulțumesc de unății pe TikTok, Valentina. Stai mă, șefule, ou! Aha, ce fel, adică? Du-te pe 67-67. Bunuleț? Mamă, ce e aici? Unde sunteți? Unde? Gata, mă. Unde sunteți? Gata, s-ai găsit ceva? Nu, stai că au schimbat ăștia toți căscuța, 67-67. Sunt toți. Da, zi! Sergiu! Bă, dar nu știe la deloc să conducă! Așa, eu te-am sunat, vezi că gen cu mașina era... Bă, ce-a mai făcut-o? I-a făcut că el credea că i s-a salvat și acum că s-a salvat. Băi, eu am închisit zis ăsta, cum se cheamă? Înțeleseam, Roman, hai că-i gata. Când a venit la tichet. Da, mai ai răbdare, căutăm, dar du-te din zona asta, fugi. Bine, că plec și la mușchiul pe iluzii. Bine, hai. Bă, da, să se ducă și cineva pe grup, că posibil să se fi dus acolo.
Hai să hai pe grup. Ne ducem acum. E mai posibil să se fie dus acolo, că acolo stau ei de obicei și șefuiesc. Mă, hai la mine. Da. Păi unde-i? Bă, dar la... M-au jefuit pe mine, m-au jefuit pe mine astăzi, Don Gadget, pe urmă m-au jefuit. Hai, fugi. Sunt eu pe grup. A, nu, și pe mine. Dacă nu mai răspund pe căscuță, sunt la 899, înseamnă că am murit. Și pe mine m-au jefuit azi de Don Gadget. Că-mi repar mașina. M-am dus pe grup, m-au jefuit de Gadget, ca de obicei. Hai, toți ai venit pe grup. Și eu și Davi mergem pe grup. Și eu. Vin și eu pe grup, i-am văzut. Hai, ne auzim pe grup. Suntem, n-am schimbat ramul, suntem într-un album. Am un super sport cu dunci. Care e cu ramul de zări peste noi? BMW 4A. Electric. Pardon, Mihai. Mamă, mâncați, ești, l-am văzut deasupra. Eu că se ne fac de doar, se cascadă. Dar tu nu știi ce muzică cântă la noi în mașină? Ce muzică cântă? Mohombi, Bumpy Ride. Ce, mă? Mohombi. Taci, frumele, că e activitate pe grup. Am ajuns pe grup. Ce? E un Bugatti negru. Tu mai bine mașina. Dacă vrei. Bă, dar tot ce am o mașina mea, da, yeah. Dă multe drifturi și mi-e ciudat. Cam Bugatti Veyron negru. Bugatti Veyron negru eu. Gimbal. Uite-l. Așa, ai. Bă, uite-l pe ăsta cu mașina lui, care nu sunt căuta. Eu sunt albastru. M4 Bugatti din spatele tău e. Eu sunt pe M4. Opa, alb. Bine cu M5, ce mi-ai zis eu la albastru? Nu știu albastru. Hai să... Mașinile sunt prea multe, mâncați-și. Eu sunt pe Iron ăsta. Un Ciron sau un Super Sport și un... Cineva să facă bolții, să se ducă poliția de sus, că... Câteodată stau pe acolo și se fac boluri. N-am ce fel. Ce mă zice mașină, spune-mi. Acuma... Jefuiește-ți pe ăla greu? Mai bine voi cea două mașini. Eu să stau din spate cu Peironul. Eu sunt cu M4. L-am găsit pe unul care e pe ăla care l-a se omorât. L-am găsit pe ăla care l-a se omorât. E la 573 aici, la îmbrăcăminte. E cu Super Sport-ul. E posibil să fie Super Sport-ul din stânga noastră. Dacă Codon și Portocalii... Da, da. Ăla tot ia și se uita și după mine pe zona mea. E adevărat? Chiar că adevărat. De la 139 după un Super Sport. Pune repede 139. 139. 132, 139 aici. Break check. Ia. Break check. Acoi, am plecat de la... Ce zona ți-e, Cătălin? Ia uite-l, Cătălin cu un trandafir, cu un, o inimă, cu un GG, cu un Super Sport, dar nu știu ce... Vei rog, fă-te util și du-te după el. Tot fuzi de noi. Făceți în break stop și stați 1, stăga 1, dreapta, sub. Da, Mihai. Da, nu vreau să dacă ești întreg. Da, trăiesc. Trăim încă, sunt eu cu el. Sunt eu cu el. La frizerie e un Super Sport. Ram, oprește-te fața lui. Ram, oprește-te fața lui. Ăla. Tu-i dreapta. Păi zi morți, mă, zic că ăla e, putu de-n gură, se put. Păi de 10 minute zice că ăla e. Ăla e, ăla e, ăla e. Din pula mea că e răbă ăla. Ia, luați-l, luați-l, luați-l. Ăsta e. Box, box. E boxat. Bun. Ia, e jos. Ha. Jos. Spune doar. Să zicem și mie cine ești. Eu nimeni. Nu, nimeni și nimic, nu? Da. Luați-o, nu tot trebuie să fii. Nu mai stai pe timpul ăsta. Dacă le dau un de glază ăsta. Și drept de acolo. Vine aici, armata română. Și chiar armata nu cred că mai face față. Am ajuns pulsa de sus, verific ceva. Ah! Am luat auto. Sam, sir! Păi, cine-am voie să mă plimb? Vezi că sunt două de... Ce, mă? Unde-ai văzut? Poate nu se mai câștigă bine din sămăsărie, mă, și cred că e cazul să-ți scadă. 139 și care?
Mai e 139. Ce arme ai la tine? N-am nimic. Verific eu imediat. Verifică. Păi inspecție. Nimeni pe ulița de sus. Ok. Da, știu, pe acum ne ducem să-i căutăm pe toți la noapte noastră. N-are rost, cred că știe deja. Dar nu vrea să recunosc. Păi, pentru ce să știu? Ce are, mă? Cine-i cu Ramu? Păi, cine-i cu Ramu ăla? Pare... e suspect. Nu e după neon urmează. Dacă vine, are glonț, oricum. Îi dau o teleghidată de aia din fundul cărții. Aha. Are niște armuri aici. Ce râde de scoate gadgetul să vedea. Da, să știi, să știi. De miner. Să știi. N-are nicio armă. Ok. Ai 10 minute să părăsești grupul. Hai, băieți. Minute? Adică minute. Păi mai trebuie să și repare mașina. Că mi se pare că e... Nu! Da. Stai. Da, atunci părăsești-l acum. Hai să stai te n-auzi. Așa, hai. Dar... nu știu dacă ei sunt ăștia... greu cu noi, bă, săgeților? Dacă ei adorm sau nu, băi... bă, nu-i mare. S-ar putea să fie dus la casele lor, să fie datul de... ăla. Mai căutăm puțin, dacă nu găsim nimic, aia e neoptimă. De unde e la norte, nu știa asta? La norte, nu. Dacă mai intră, ăsta am cu dumneavoastră, dau glos. La fel, la cărță, până la urmă. Până la opțiune. Eu nu mă vătiză. 3-1. Hai, toată lumea, hai până la opțiune. 3-1. David, ce părere ai așa despre băieții mei? Păi, îmi place că e liniște pe căscuța. E zărea de sus? Da, pe ce mafie luați pe sus? Nortenos. Noua mafie de a fost și desințată. Pentru chestia asta. Este mai legendă că suntem de care am stat până acum și am colaborat cu mai multe familii. Și oameni ca lumea. Și încercați și voi, în momentul în care mai luăm persoane, nu mai puneți chiar arma așa. Păi, adică, de mult, nu criticați să fie de. Lasă-i o să băgăm frica în ei. Sunt ca la armată. Mâncă n-ați să trebuie să știe să nu se pună cu sindicatul. Mamă, la coramu. Grupare de lipitori? Nu, toată lumea, veniram până la 3-1. Duce casa ăștia. Duce casa mișto ăștia, băi, ești nebun? Nu sunt ăștia de ei. Dicot, mă burtă. Dicot! Băi, bă, jos. De la gaze? Bă, mi-ai plătit factura de gaze, băi. Bebe. Hai în bază subterană, de la fostul Vagos. Ce, mă? Ce? Bază subterană de la fostul Vagos, n-ați fost niciodată acolo? Nu prea. Nu mai știu. Da, știu eu unde e, știu unde e. A, cred că acolo pe deal. Dă-i mie primul. Bă, văd un cupăr aici, văd un cupăr aici așa în casă. Hai, te văd eu, îți conduci. Acum stai. Văd un cufăr aici și-a în casă. Cine mă interesează pe mine? V-am lăudat prea mult deja? Gata. Robi căpulă o să fie. Ce-am făcut, mă? Avem un ramu alb, Mihai. La 6-6-6. Hai să-mi băi acolo, pierdusere. Veniți după ramul meu. De unde mergem? La... i-am fost vagos înainte casa. Nu m-a dus acasă. Da, ok. Eram bucuros că... Alee! Ce-a făcut mă ăștia? Ești bine? Ești major. Da.
Trăiesc, mă. Sunt bine, mă? Fă cu video, ai uite ce 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 ce. Mă, vere, de ce nu l-ați pe sus? Pentru că... Ați făcut în penia, ați jefuit Venezuela. Pentru care e lângă mine. Trebuie să reparăm asta, nu prea pot. Mai să plimbă și cu X-ul ăla, știu. Hai, nu, pentru că sunt la mușchiul ăla cu... Dați-vă unul, o truște la săracul om, că-mi pare rău de el. Și trebuie să-ți dau un pic de chiar în buzunar. Hai, te pup. Ei văzut poliță? N-am trus la noi. Da, i-am mai văzut cu R7. Cu R7 pe poliție au fost? Da, da. Bine. R7 pe poliție. Iar au fost pe, cu poliție cu R7-le. Ștefan plecă pe... Da, mă, ăștia se plimbă poliță cu R7-le. No, R7 l-a trecut, am o pănuială. Am o pănuială cine ar putea fi în R7. Ce am așa? Cum ai ghiți? Cum ai ghiți? Hai, 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 acolo. Pe uliță toată lumea. Da. Dai mă încolo. R7-le pe uliță. Lasă-i pe ei. R7 pe uliță. Bă, R7-le ăla cred că e sigur. Auzi, băbi, hai. Oraș. Ce are mă copilul ăla? Până atunci, jihadul coming, Sergiu, adică... A, sunteți sponsorizați de Bueno? Nu ca și noi în Bueno? Și tu de ce n-ai zis, da? Bă, dar încă mă doare capul, rău. Salut, frate, salut, salut. Ah. Oricum, noi ieșim toți pe fupletul. Băi! Prin 4. Eu sunt cu scooter, îmi doamnă. Cine vede persoana cu scooter, pe pulța de sus, mă lați și pe mine, că eu sunt. Dacă aș avea loc, te-ai luat, crede-mă. Păcat. Bă, asta-i problemă când n-am vreun loc. Bă, ia gata-mă un pic, unde ai zis că sunt nebunii ăștia? Încă doar ulița de sus. Vezi tu pe ulița de sus. Nu știu, mi-a zis pe ulița de sus, un R7 se plimbă pe aici. 911. Da, el jefuitor, el jefuitor. 911 albastru, e R7 ăla? Unde-i spune? Și Porsche ăla e jefuitor. Porsche turboiesc. În capul podului. Unde mă 911? Las că știu. Uliței. Caută. Definește capul uliței. 911. Acum mergem până aici. La 911? Mă, ăla-i tipul de mașină. A, gata, l-am găsit. Du-te la garaj. Unde sunteți, mă? Bă, se trage, se trage. Bă, se trasă. Trage. Hai că... Se trage aici. E mort, tropeala, da, ajutat. E mort deja, că te lichidai. Care-i cu E4-ul ăla? Suntem pe tropică, că cred că l-a apucat să le împuiște. Trusă, trusă la mine aici. Vezi prea să-mi duc lângă el? Și-l luăm cu noi? Trusă aici la mine, vă rog frumos. Unde-i, mă? Unde-i, mă, străpeală? Nu te merdu, mersi. Mă duci mai scot, nu-i problemă. Noi suntem, noi suntem. Ia uite-l, mă. Ăsta-i, mă, jefuitores. Mhm. Uite Gaganu, futu-ți jefuitores. Jegosule. De la gaze suntem. Uite cum s-a consumat, mă. Cu ce mascare? Alex, terminați în pula mea. De aia nu meritați voi să fiți în sindicat. Urmează glonțul pentru voi. N-aveți cum să ales ca asta, nu te să duci în spital. Alex, vezi că nu prea. E, pur și purtă că de 893. Cine-i Ramon de-a venit? La 893. Pur și purtă caliu, ăla, ăla, bă. Pur și purtă caliu. Ăla după stradă. La gem? Care cu Ramu? Salut! La tine! Porșul portocaliu! Vin în gând de trage! Trage, lua-te până la din spate, mă, cu telefonul! Nu trage, nu trage, nu trage! Ce cu tine? A venit să mă predau, a venit să mă predau. S-a predat unul la garaj. Da, lasă-mă puțin, lăsați-mă puțin să vorbesc. În genunchi. În genunchi. Cum mă pun în genunchi? Mușchiul, mușchiul, capa. Da, stăte așa tare, îți mă deal. Mușchiul, slash capa. Mă duc după aia să-i ajut pe deal.
Deci fiți atenți. Așa. Deci fii atent. Deci ai văzut că atunci când te-au jefuit. Vin să vă ajut sus. Bă, frate, lăsați-l în pace că ăsta e prieten cu mine. Ok. Bă, frate, n-am făcut vreo ilegalitate proastă. Vreau și eu să mă scuzați, să mă iertați dacă am făcut ceva greșit. Nu, dar prietenii poate tăi... Tot ce se întâmplă aici. Păi eu n-am nicio vină cu ce fac ei. Bun, ok. Cine face? Vreau nume. Vin toți de la o zi pe live și zic că are nevoie de ajutor la curente, cred că-i merg. Ei care fac probleme. Stai să mă gândesc. Păi și dacă vă dau numele lor, mai iertați? Da. Anti, mi-mi dai ce să fac, după aceea vedem. Ce spui? CNP-ul aici. Lasă-mă aici. Lasă-mă aici. Da. Mi-a zis ăla. Mă, nu știu ce. Stai să mă gândesc dacă am de unde să le iau. Voi sunteți? Vă spun căscuța? Oh, căscuța! Mai bine. Bună căscuța! Și mai bine! 5.14. Căscuța lor este 5.14. Ce familie? Ce familie? Poți să-mi zici ce familie? Nu intrați pe aceea căscuță. Ce familie? Intrați voi, decât tu nu discutați cu ei, că dacă intrați tu se face mare haos. Cine care, unul care știe să coordoneze ce mai bine. Intră decât tu, Sergiule, și vorbește-le comunicările. Vă ține pe frecvență? Mihai, nu intră, Mihai, intră Mihai. 5.14, Mihai. Au ieșit, mai sunt decât eu și cu încă doi. De ce se intră? Vezi că ieșirăm. 5.14, căscuța. Bun. Mai am mutat căscuța, au căscuță de urgență. Să vină un ram încoace. Știi și căscuța de urgență, dar ceva, a doua căscuță? Bă, dar noi dăm profe și lua să luăm pe băia cu noi. Vă scut eu un instant de 6 locuri, imediat. Mihai, unde ai tras lui băiețașul ăla? În vestă unde? În cap? Piept! În piept? Piept. Ca să te-am putut, am putut să te-am putut nemresc, am făcut... Stai să văd acum mai are pul. S-a rostogolit și când s-a rostogolit l-am împușcat eu. George, unul George. Mișcați-vă și voi. Le-a spus asta. O, oh, mă, că nu suntem aici în Afganistan să ne luăm stai pe tot cealaltă. Vino cu vorbesc cu tine. Mihai. Nu prea mai bate inima, nu prea. Ia, le-ai tu pe băia cu tine. Că n-am spațiu. Vino cu tine. Stai să ne cătușiți. A, lasă-i că cătușiți. Ia, urc la mine. Și unde luce? Hai, frate, urc aici. Vino cu care mai e. Vino aici la Mihai. Băs. Fără Sergiu. Fără Sergiu. Ok. 730, ok. 730, băieți. Mai repede dată, bădu! 530, acum, 530. Încercăm să-l picăm noi, dar dacă e ceva să mai... Mai repede dată! 530! 530! Sau 702, cum vă imagine? Ce mișto, plecară-s cu mașinile și pe asta nu-l luară. Păi chiar că și pe ăsta cine-l ia? Și un vehicul și ține-l. Acum. Mă dau jos, stima fugi. 530. 2 secunde. Da. Dar nu știm pe unde a luat-o. Ia, urcă. Verificați în spate. Da, da, îl țin eu, hai. Ce informații mai de la el? Poți să-mi pui centură de telefon? Bine, bine, din da, tu. Stai. Zică tot. Nu că e cooperant băiatul. Poate să zică tot. Plăcere. Unde sunteți? Patrulăm zona. 530 în curte, 530 în curte, l-am găsit. În curte? Vin acum, vin acum. Bă, frate, n-am văzut. N-am văzut. Eu înțeleg, dar na, deja s-a ajuns la... Este bănuț, picat! E într-un boschete aici. E într-un boschete la 530 în curte. E ascuns, l-am văzut când a intrat. Hai duceți-vă că-l ține pe ăsta aici. Unde boschete? Aveți grijă. În curte, în curte, în curte sau pe lângă palmieri, casă? Lângă palmieri. În spate. Da, lângă palmieri. Trag Mihai, te duci bine. Mihai, te duci bine. Se trage. La noi. Picat. Bravo. Sigur? Rusă, de de noastră, picat eu, da. Vine cu trăzut. Sărutați să fie voi scuia să fie partajele pornite, să vină după el să zică că are ceva GPS. Posibil, vedem.
Dar vine, salut Cătălin. Sunt eu cu Brabus în față. Nu știu mașina. L-ați luat pe aia, l-ați încătușat. Da, mă, e la mine în mașină. Da, da. Un Porsche. Porsche, ok. Unde da, e un Porsche lângă mine. Cine e cu Porsche-ul? Audio la mine, audio la mine. Audio la mine. Unde? La 702. La 702 530 audio. Tu și Mocanu. Venim acum. Cine acum? Nu, e de la noi. Ce să fac, am auzit puiul. E de la străpeală. Că v-am dat truse, să aveți să dați. Veniți în coadă, mai stați degeaba. Unde? Dați-i trusa lui și legați-l. Auto-coordonați-vă, mai repede. Că vă dau afară. Mai bine iau 3 butoi de ăștia de la profilă și aduc cărzi de coară. Auto-coordonați-vă, unde suntem? Haideți cu 50 like-uri ce strângem și noi? Unde suntem noi? Dau trusă la băiatul care l-a încurcat. Poți să vorbești eu cu altcineva? Adică? Nu prea am cum să vorbesc cu tine, dacă mă înțelegi. Da, înțeleg, stai că deocamdată nu. Mi-a dat seama de ce. Vedeți că am dat. V-a trolat omul lui Stropi? Clar, chiar că. Ștefănuț, unde-i dispărut? Hăpa. Care e șefule? Eu te-am sunat. Ah, din Venezuela, ok. Da, da. Sergiu. Da. Voi lăsa pe ăla să se gen s-a dus la garaj acolo sus. Era care? Acolo. Care, mă? Nu știu, era gen cu ce mașină? S-a dus. Chemam vreun medic, vă rup ceva? Da, nu știu dacă avem smurde, ce gata să ne dacă vine, da. Vedeți, sport de cafe. Sunt eu acum pe de cafe. Porsche Portocaliu? Porsche Portocaliu la mine la 705. Da. Care e șefule? Mai este unul. Ce nu se filmi și eu? Mă lăsa să trec și eu să mă duc și la... Veniți repede la 702, 705, că l-am blocat. Dom'le, eu cred că m-ați mai luat o dată, dă-o a dreacu de treabă. Păi ai Porsche care mai jefuit ăsta azi. Da, mă, eu te-am jefuit, măi, nebun. Zici că numai eu am Porsche pe lumea asta. Ai GoPro. Cu aceeași culoare și GoPro, șefule, uite și de când am uitat pe oreș. Nu, ăsta de spate să ai, dacă are. Eu are un prieten. Ia, mă arată și cu mașina lui, cu tot. Nu răspunde medicul ăla. Mașina e din era Porsche, un fel de culoare. Nu mai răspunde la mașina. Porsche, mă, da, mă, că eu sunt singurul cu Porsche în orașul. Deci, pot să mă duc și eu la Beni? Domnul Tavi! Nu se văd dacă e orașul. Am văzut să sărim în cap la domn primar. GoPro. Ieșise domnul Tavi. I s-a mâguit. Lăsăm să treacă? Nu, no, șeful, lasă să-mi arate și mie un GoPro pe mine, că totul ține așa lang. Dacă am, n-am bandaje, n-am nici armură, nici bandaje. Bandaje am eu. Poți să-mi dai? Da. Băi, mișcați așa. Nie. Nu mi-e da mie. Bă, ce mi-a luat bandajele? Domnul Tavi, dă un recohau și revine. Bă, ce mi-a luat bandajele? Da. Vai. E clar. N-am ce să-i fac, nu-i vina mea. Păi verificați! Zici și mie unde e ATK. Ăla dansează. E bun lac. Nu știi ce e ATK. Ce mi-a luat bandajele? Aaa, stai, Vlad. Nu, ce Vlad? Bandajele. Bă, tot le-a luat bandajele. Iară cum îi chema. Am uitat până cu Duba. Băi, e unul cu bandana. Nu fără bandajele, cu ai numai bandaje. Ia, o să-l fure pe ăsta. Îl presarăm pe unul aici, 530. Verificați buletinul. Balerina pe acolo? Cine e băiatul din spate? Din spate? Cred că e la Venezuela. Da. De la...
Mi-a prins unul de la Nortenos, George Beto. Ok. Ah, dar bravo, măi, stai, eu vreau să fac grăniță în mașină, hai. Hai că acum le-au și pe ăla. O să mă lași pe mine să vorbesc și eu cu cineva? Stai. Asta e fost în loc de noastră și după voce. Unde e băiatul să-l iau mașină? Vino cu aici, la 530. Auziți un pic? Îl salvarea și pe ăsta, le-am bătut pe ăla cu un minut. Ok, vino cu cătușe. Aia trebuie să-i punem acum. Nu am loc, sau ia stai. Sergiu, ai spus o chestie. Ok, Sergiu, vino să-l iei pe ăsta. Sunt aici, dar nu prea am loc. Leagă-l. N-am loc în spate. N-am ăsta, n-am cătușe. Ok. Legați-l voi. Mihai, vino cu o pereche de cătușe în coa. Mai repede, că mai prins Evo. Prins banii, vă dau bani, dar nu vă dau la toți. Unde trebuie bani? Așa, bun. Da, un pic, vorbeam cu voi pe radio și am făcut. A venit taxiul meu. Mai zice, mă ori. 530 l-am mai prins pe unul din Nortenos. Altul, mai așa. Nortenos, băi. Hai că vreau să fac grăniță la mine în mașină. Să-l Vasilica. George Beto. Ce glume proaste aveți unii cu sărbarea voastră. Păi fără meu. Vine să-l iau. Vine să te gâd? 530. Haideți cu 50 like-uri. Să dea Dumnezeu să faci accident, să mor, să mă duc dracu. Cătușează-l, cătușează-l. Altul! Bă, dă-te mă jos! Mi-a rupt ușa cu... Băi, băiatul! Să moare cel mai sunt! Mă, ce? Eu l-am picat, uitați-vă să vedeți că eu l-am picat. Mi-a venit fani. Da. I-a dat îngerașul. L-a luat pe sus. Ce cot vă ăștia? Mă, dar nu vă văd. Dar cum s-a reparat mașina asta? Da, bă, adică ce? Scoate-mă fără de aici, băi. Ios! Nu mai urca, bă, vere! Nu urc. Hai, bagă-l și pe ăla. Am deschis ușele, bagă. Bobo, pui și tu în capul străzii la 705 un 666. Urcă, gata, grăniță. Și acum unde-i duc? Ce Gagan și Navi ți-a luat, mă? Hai, tu mă ce rămâie Gagan și Navi, mă, George? Nu, la acolo stau la tunelul ăla unde am executat pe ăla. Sau merge la 72? Gata, ou! Unde trebuie să ajung? Pe nu știi, de-aia zic, vin în spate, în pizda, mă, nu va. Păi toate mașinile vin în față. Vedeți că eu nu prea pot să stau mult, da. Bă, e prost. Acum vin! Sergiu, ai amendă. De ce? Păi am venit... Pe motiv scrie retardism. Păi zi, vin în spate! Mamă, lăsați-ne dracu să plecăm. Păi e în spate, nața ta. Bă, ăsta din față dă-i un cap în gură. De negru. Spatele păi dacă nu-i explică șau, hai, dă-i. Na, s-a oprit ăsta, am ilocul străzii, doarme. E clar. Are interior? Am cunosc casa asta. Aici? Da, mă, aici. Oh, care au nivis. Oh, eu nu ies. Nu, pot să mă dau jos. Nici eu. Aveți răbdare. Nu, vă dăm noi. Vă scoatem noi dacă nu ieșiți voi.
Păi eu nu pot să iau, băi. Nu, folosesc mușchiul păi și nu mergi. Nu, trebuie. Eu v-am spus să nu-i problemă, bă, domnule. Ce-a făcut alarma? Nu, se promenează pe partea de parte. Așa, bun. Hai sus. Tot eu am amendă. Că electrice, vino sus. Șefule, alo. Ești prost sau vrei să te iau? În sus, în partea aia. Nu, mă, că nu plec. Nu, hai, dă-i. Hai mai repede, că nu mă stau după ce mi-e tot ziua. 514-515, Davi. Ok, și căscuța? 67-67. Hai, dă-i. Dă-i, nu mai trage de stii. Nu mai sus. Vrei să vorbești ceva mai târziu, hai! Vrei că nu stau după mofturile tale. Păi e ceva important. Păi de mâine vă dau distrugea, că mai trist până mâine. Punem în genunchi? Haide cu 100 like-uri, să ne mișnui? Ne comentați în fața mea și te bater. Nu știu. Ce m-ați speriat? Ce vreți? Mamă! Dă-i în față. Bine. Dă-i în față. Bă, că pe-ați dat trebuie să le-am, cred că. Nu, că vin, mers. Hai, dă-i în față. Să văd mașina, od mașina. Verificat zona. Da, e Tavi. Ce mă? Nu, dau-i să-și dacă auzi mașină și nu știa cine. Păi zic că vin. Mamă, unde sunt eu, bă? Doamne, ce ma... Ia și vedeți acolo ce... Ia veniți în coa. Gata, mă, m-am schimbat și eu, mă. Ești nebun? E prima oară când ajung aici. Cristache, mă, de aici. Dar mai lipsesc câțiva din linia asta, dar... Ăștia au zis că mă... Ce dai, bă, așa tare? Bă, ăsta vrea să plece. Înapoi, Lili. Cred că îl cunosc ăsta. Înapoi, Lili. Așa, faceți din niște. Prin greșeala. Fiți atenți, profităm. Dați mobilă aparte. Profităm. Mor și înapoi. Ce baga ea, uimește-vă. Nu e? Ai zis să termină mai repede că nu pot să stau. Maaa! Na. E de la... Na. Presim că nu o să zică niciunul dintre voi nimic. Și presim că trebuie așa un pic de suspans. Bă, Sergiu, tu nu ești pe ochișori. Nu mai zic nimic. Nu, e ok. E ok? Să rămână. Da. Să rămână. Hai, vorbiți mai repede. Nu fii așa liniște aici. Ce-ai spus, mă? Eu ce-am spus? Poate stropici cu stăva aici. Tu, dar, și de la ăștia. Ce să spune? Ce vă mâncăm în cursă vapă care să-i jefuie să facem ce? Noi. Uite ăștia din Cosa, să pun cheam pe ăștia. Mă stă cu șansă. Nici o șansă. Nici unul. Nici amic. Nu știți dumneavoastră. Mă, ce? Hai, vorbiți. Să mai luăm parte de zi, mai să mai pe pulita de jos. E o locație mare. Ce vă curăț până acum pe ulița de jos? Aveam cursul eu. Un Sandy. Cursul la ce, mă? Sandy. La ce? La magazin, nu știi? Vreți cu mașina aia la... Pe ce căscuță sunteți acum? Nu sunt pe nicio căscuță, dar... Eram puh. Ia stai. Pe ce căscuță erați? Ia, cam la pe... Mergi, ce căscuță? Dacă eram, pe numai, dacă îmi dați o căscuță, vă zic. Nu, îmi spui pe ce căscuță erai. Stai să mă gândesc. 5 pași, mai multe. Da, da, mai bă, tu mai taci, bă, că... Taci, mă, prost. Comentează ăla. A, vorbește. Pe ce să zic, că ți-a zis tot regul meu. Am spus, ce mai zic? Da, și văd aici două... Mamă, mai mult mai vorbește ăla, să-mi bag. Ce găsești, mă, tu? Ce să mă? Îți buletină. Ia-i. Eu bilet asta n-am. Decât la 1. Bă, dar l-am luat la 1. Ia. Păi celălalt. Ia-mi-l pe al meu. Eu l-am pe al lui George.
George Beto 27271, dacă vreți, George domnul Tavi. Lampa a lui Adrian Pelaua. Lampa a lui băiat, care a răspicat atunci. Sunt fratul lui Adrian Crozoleanu, chimie Bebino. Domnul Tavi, vă trimit în WhatsApp. Da. Unde e APK? Cine e la APK? Bă, voi tăceți din gură că vă joc pe cap. E, sunt cam proști, da. Țineți-vă nebii gura. Stați așa, un moment. Câte persoane ai pus să răci? 2-3. Asta este al lui domnul George și mai am fost membri de acolo. Dacă vreți, vă trimit Luca Carstar, CNP 861. Deci nu arma pe el, că se vrea să fugă. Sub ocul Renzo 12708, dar mai fi... Am eu ceva, pă. APK și HAT, CNP 10. Mie că fac ăștia manevre. Ceva fără? Nu, mie să nu fac ăștia manevre, că nu, nu m-aș lua altceva. La o parte pe atâta. Ia, vino cu așa la mine. Vă spun mai mult dacă vreți. Unde-i găsit? Vino la mine. Nu, ridică-te din genul. V-am zis căciuța și vă zic unde-i găsit pe toți. Salut, Abdule! Hai să te aud. Vă zic așa, fii atent. Te sunt toți că acum... Haideți cu să-l like ora. Ia uite ce vocale ai în sărăți. Spui, pe o singură... O promisiune am și eu de la dumneavoastră. Unii nu mai sunt porași. Stai și dracu din gură tu. Așa, o promisiune am și eu. Mă doare fix undeva, zi unde sunt. Hai. Na. Pe nu sunt pe oraș. Eu pregătesc materialul. Ok, casa asta nu știu. Primar, mai sunt pe oraș, nu mă ajută cu nimic. Mihai. Da, nimic măcar nu, vă rog frumos, dacă nu puneți Dani măcar. Nu. Eu vreau pe Dani. Să nu stau de glonț. Mamă. E ok, stai tu. Da, știu, știu. E tot cu vârf de aur. Foarte băi, mamă, de unde o știu pe asta? Se potrivește cu mântul. Într-o altă viață. Foarte băi. Domnul Mihai? Așa, ca să ne și auzim. Eu, ca să ne și auzim. A, păi vreau să se acopere gloanțele mele, ca să se audă nimic. Domnul Mihai, poți să zic ceva? Acum putem să oprim. Păi și al treilea unde e? Domnul Mihai, al treilea a zis că scapă. Al treilea l-am lansat eu. Poți să zic ceva? Dar unde e? Uite-l aici. Al treilea e aici. Domnul Mihai. Mm. Am eu numărul la APK. N-am eu. Așa. Ia. Să vedem dacă e pe oraș. Eu zic să-i dai și lui ăsta un gând, măcar de-ar tine. Ai arme la tine? Nu. Eu zic să-l gazdăm. Aș muta hitmenul acolo dacă e băi mișto casă, Roni. Nu știu, faci cum vrei. Păi mișto. Dar e băiat nou venit în Ortenos, ăsta mă, ce? Nu are aceleași... Nu. Dar a fost cooperant, a venit la noi, nu a tras nimic. Și nu are aceleași obiceiuri ca și ea. Ne ajutăm. Ne-a spus că scuta unde fură toți, eu nu știu cum ieșiră de acolo, că nu știau nimic. Da. Putem, dacă e, să-i găsim altă folosință, domnule Tavi. Uitați că a zis domnul că... Să-l infiltrăm în rândurile lor, astfel încât să... Strapele, obțină... Mai lăsați-l cu aia, că e tibi, bă. Crezi tu că mai stau eu acum să mai bage persoane? O să puteți să intru eu. Am impresia că stai pe mușchiu. Nu. Dăm o lecție la vorbim de față, vorbim de față cu domnul Tavi. Dăm și una. Cu domnul... Nu mai da terminatule. Bă, lasă-l mă în pace, dacă ce ai chef de bătaie? Lăsați omul în pace, că ne ajută, ne dă timp. Băi, mi se pare ceva ciudat aici. Nu dă nimic ăsta fiecare. Nu. Nu. De ce mai trage așa? Ma. De ce fac așa? De la spasme, mă. Uite-te la asta. Spasme, mă. Mă, Jordan. De parcă n-am ști. Ei, știam deja asta. Spasmele, bă, când mori. Da, stai. E clar. Ce bagă e? Na. Fii atent. Mi-a dat una, potorește-l. Eu? Da. Ce muzică? Gata. Păi mi-ai dat un glanț. Asta e numărul meu. Dăm numărul tău. Imediat.
Nu mai dansa lângă el, alo. Ce-am făcut? Nu mai dansa. Da, pe-am face zero ce mai face gelul. Ce mișto face gelul de iubita. Care iubita? Ea nu înțeleg că nu am. Dansez aici. Strapeala de aici și tot numărul. Și-au luat glonț de aur? Nu știu. Așa cred. Fac și o poză aici cu ei. Nu faci nicio poză. Bine, bine. Și al tău, să-mi dai. Cât în electric 16. Dacă nu răspund eu, eu dau un strapeală sigur. Și vine și te ajută. Vă șop pe YouTube aici. Uite-te, uite-te, iau-zi. Da na 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 na. Ok. Da, voi sunteți proști, rău, dă tot, mă. Eu tipul ăștia, mă, gata, mă, pătăliți-vă că dansat. Pe melodia trebuie să plăci. Da, mă, da, la simplu. Eu, puse bani. S-a dă glonț de aur? Cum a ține arma pe mine, mă sperie. Glonț de aur. La ea cred că da. Da? La ea 2 trebuie să fie, da. Păi asta trebuie să... Nu, ridică-te, nu, 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 la tine, bă, bă, nu la tine, sus, sus, sus. Ești ca pe sus, mă, sus. A, mă, sus. Ridică-te, mă, sus. Lasă-l, bă, bă, mă, mi-e frică. Omul ăsta n-avea ce căuta. Ce pișacu ai ăla de info? Vai dă aici, vă adung mâine. Bine, mă, Neymar. Nu nimic. Corect. Hai în casa noastră. Ai M4-ul meu afară, ia-l și fugi, în caz de ceva ne suni. Domnul Tavi, baftă. Incendiam locul? Da, incendiază de la ei. Ieși afară. Hai, afară, bă! Grădinița! Afară! Bă, îți dau ție un are asta de alea. De pup, Iggy. Ești sigur că trebuie date, da? Da? Ești sigur că trebuie date? Da. Sunt jocuitori? Da. Nu știu dacă nu s-au întâmplat greșeli de alea, știi? Grijă, se curiza zona, că am auzit mașini pe aici. Nu știu exact de la mine dacă s-a întâmplat ceva, dar nu cred, decât atunci când intră la noi. De la mine, nu? Vrei să verificăm GoPro-urile? Da. Hai. Încendiază și verificăm după. Unde mergem? Amici. CNP-urile le am eu. Hai toată lumea afară. Vedeți că e o mașină, două mașini păi afară. Păi că am fost la TK cu și... Ce mă? Două mașini afară, care un turbo. Păi că am văzut cu Hitman-ul că vă picam pe toți APK. Ia uite. Să ne împușcăm cu ei. Nu-i și cu armele. Folosește mașina de aia micută. Că nu știi să securiza zona, te rog. Vreți că folosește mașina de aia mică. Dacă îi lăsa liber, vă... Vă trăm. Hai, mai e loc cu mașina. Mașină, să vedeți când iese eu de la gel, bă, săgeților. Eliberăm zona, ținem... Să vedeți ce jihad de mâine? Adevărat că... Doamne, nu mai ziceți asta. Mă, ce nu e adevărat? A zis Suzi o tâmpenie pe și acum toată lumea țipă. Nu, nu e adevărat. Bă, dacă veniți cu dovezi, eu vă aștept. Hai. Mihai, mai ai loc mașină? Aștept dovezile, să știți. 86 ca secunde. Tare, mă, cu mașinile astea mici. Mașini mici aici, pe stradă. Egal, mă bifei. Opa, scuze. Dragi, spărgiți-le. A încălcat pe el. Stricați mașinile, că ne-au dat ea. Mihai, am găsit o mașinuță din aia de spionaj. Sunt două. Una e distrusă. Opa. Și a doua unde e? Am văzut-o și pe mașină. A doua nu știu. Uite, e la mine aici. Bă, da, vedeți să nu intre cineva acolo și să-i salveze pe aia de... N-are ce să mai salveze, ca Paula... Hai să vedem, mă, că-i făcut incendiat. I-am făcut prăjit. De unul cu mașina ta la 522. Am venit cu mașina aia. Am neagră la 522, mă. Bă, plecați, bă, mai repede. Plecați de aici, sunteți mai răi ca al stropici. Mai răi ca stropici? Dacă am dat prea mult să nu convine, mai reclamați pe Discord. Ură, bă, ură, te ajufez că ea din Cosa și tot le ține apărarea. Da, mă, nu știu. Păi, pune. Dracu-i pune. Din pula, stropii. Te pup, mă, Ruchevi. Bine, bine, bine. Ne vedem, poate mai e ceva. Nu, Andrei...
Doar am zis cât i-a dat, îi dau eu 86k. Clar. Oamenii încerc cu ea, nu încerc cu ea. Încerc cu ea, da. Dină mie monedele, că ți le pun eu în ordine. Încerc cu ea, tu. Se mai ia și de săgeata mea slash 3. Tropeală 6730 de mafii defensivizate. Așa mi se mai spune. E clar, aaa, așa ți se mai spune mai nou. 6730 de hacker trimiși în balanță. Da, 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 da. Bă, mă aflu și eu când te-ai. Da, nu, no, eu mai bine ai stăt așa din gură. Mai curând o să te numești 6370 de favorizări făcute. Ma! De ce? Ma! Ce-s așa? De plictisal. La treabă. Vedeți că toți ramul albastru, culoarea așa foarte, foarte închisă, sunt eu. Bun. A intrat cumva unul în tine? Nu. Mă duc la benzinărie că atât cum alergai cu mașina asta, am tot o putit de tot mai am benzin. Ia uzi. Cu tu nipulă pe gru. Haideți scos să-l like-uri. Eu eram în... Gol. Îl pe aici. Cum sunteți cu aia aici? E gol pe grup. Chiar că e. Păi da, logic e gol dacă nu mai sunt jefuitorii. Sunt jefuitor. Era un jefuitor. A plecat ăla. Ce a plecat? Mersi de follow, Enzo. Zboară și ăla cât de curând. Trebuie doar să-l găsim. Păi am văzut două frecvențe conectate pe căscuța aia, 15.14 sau... Ritul ăla. Ce da. Claxonezi, mă? Care bubuie benzineria, măcar? Ce-a făcut, mă? O bubuie benzineria de aici, de la cot poștelor 139. Eu. Și o bubuie cu 1. Ai. Ăsta cred că era... Coaie. Da, coaie. Ăsta era Tabi cu Mihai. Ce, mă? Unde? 139, coaie. Plăge să le opusă, vin. Acum vin. Papă mi. La cât? 139. 139. Păi ești prost? Au făcut mașina cu ăștia. Dacă-i mănâncă. Stai că-i dau eu lui Tavi. Nu mai vine al lui Mihai, probabil. De unde-i Mihai? Bă, ăsta-i de-al nostru, dar n-am unde să pâncăiesc cu motorul. Săracu, mamă, cred că... Cred că Tavi, săracu... Dacă Mihai e de vină, cred că mintea lui... Da. E orașul muguit, iară. Străpeală! Stropeală, vino, că am dat rusă, s-a ridicat, s-a dus pus la loc, că e... A? Așa. Era el dracu, Mihai. Cred că Mihai e de vină? Cred că... Cred că Mihai e de vină? A bubuit benzinăria lui Tavi. Ce culoare e asta, bă, că-mi place? Ce culoare e asta? Bubuie bomba! Mihai, ai de plătit o bombă, vădă-ți Cristosul, doar să-ți spun. Așa de-mi plă la... Mi-a scris George, cuvântul cu păpâiză. Și mi-a scris băga mie și în tine de, nu știu, așa mi-a scris. Ce tare. Aha. Bă, măcar produsă pe... Vai a plecat dacă e electric pe live zbori. Eu l-am dus pe mie, ai voi l-ați dus pe Tavi sau? Eu l-am ajutat pe Tavi direct aici. Vino cu acea. A, bun. Că n-am un ce mai zis. Hai. Trebuie să nu-ți dai peste ăla. Să ghicesc că domnul Mihai a venit aici și în loc să alimenteze a intrat în benzinărie. Da. Nu, ne dă dură în jos, ca oamenii nici nu știu ce se întâmplă. A, a explodat singur. Vreau și eu să mă dau jos din mașină. La mine, în mașină. Da, dar terminat și eu sunteți. Mihai, unde ești, tată? L-a luat dracu și pe Mihai. E clar. Doamne. Gata, s-a dus. Ia de ce scrie ăla. Sub să pula și să culcă. Na. Opa. Opa.
Opa. Bă, jos, jos! Jos, 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 jos! Mortul, nu? Dă-i, dă-i după ăla, după ăla, după ăla! Mai fugi unul cu un BMW... Cu un BMW albastru 141, codul poștal. Uite-l, 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 uite mașina, uite mașina, uite mașina! Păi uite, mai, să mă duc direct în el. La 141 e parcată mașina, între 135 și 141, cred că e pe clădire. Aaa, le dau glon? Le dau glon sau nu? Da, dă-i glon. Le dau la munte sau să-i păcați, am văzut. Dar vezi cum trage noi. Mor pe spital! Care pe casă la 141? Și e cod poștal. 135, 141. Sau urcă... Opa. Mor pe spital. Am venit cu BMW-ul albă, am venit cu BMW-ul în cală. Mor pe spital, repet. Mor pe spital, că m-am sigur că m-ați auzit. Mă duc în sus, să montez night vision, nu montez termo. Se trage. E capia meu, păcicu. Bun. Uite-l pe ăsta. Ăsta-l trece după noi. Da, da, da. Avea aici, aici ăla. Pânteze pe spital, eu mă numai din urmă. M-am urcat la 141 aici, pe o clădire. Ce mă trusă și la asta? Ce faci, și dă-mi trusă? Mamă, la mă, dacă... am place ăsta, vă-mi puși. Am niște pe nostru să dai, dar la nostru acum. Ia, nu prea... Păi nu merge trusa. Nu prea merge trusa. Eu văd că i-a dat pe aici, prin spate. Nu merge trusa. Probabil nu mai are trusa. I-a dat letale. Wow, 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 wow. Eu i-am dat, dar nu i-am dat, i-am dat în spate. Păi da, că văd glonțul, uite, are aici. Hai să luăm la spital. Da, e măta, nu mai am luat niciun spital. Eu spun ca să luăm 135, îi dai direct? Lasă-mă pe mine cu sniperul, tu bag automata. Plus 100 de chei. Ai, că vrei ca multe mape ca. Este, nu-i problemă de război. Drage. Dau și unul în cap. Unde e trage? La diebile, Sergiule. Acum, acum, acum. Veri, să-mi spui cum îl cheamă. Acum îți zic, stai. O mașină roșie pe la 150. E un îmbrăcat în verde. Unde e, mă? Nu știu. Străcană. Rău. N-am intrat. Luca Carstar. Ah, am buletinul deja. Ah, îl ai? Că-ți dau amendă dacă mai faci așa. Bun, dacă îl ai, el am și eu în orice caz. Dacă ai plăceri, du-te în clubul de striptease, nu poți. Este Luca Carstar 861, ai buletinul lui pe WhatsApp, ți l-am trimis eu. Ți l-am trimis și acum pe WhatsApp. Fost membru Nortenos, zboară și ăsta. Aha. Cineva să ne ia de la NG1. Vreau o mașină cu două locuri. La fost un showroom. Stai, că eu mă duc la mașina mea, care m-am jucat cu străzii. Aștept aici, am. Vin imediat cu un loc. Cu o mașină, 6 locuri. Cu sindicat. Gata, venim. Sergiu, zi că-l salut tuturor. Nu, 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 ca mașina. M-a luat cineva sau vin eu? Mașina aici. Ne luară, ne luară. I-am luat ce, i-am luat. Mai întreagă mașina. E tot ok. Nu mai are o ușă. Ah. Momentan da. Ca de obicei. Ce favorizări voi, bă, da, voi faci favorizări cu Cosa, știți, nu voi în loc să fiți egal cu toate mafile, voi țineți doar cu Cosa noastră. Păi de ce să fie favorizări când Cosa noastră ne ajută să prindem jefuitorii Norteno sau cum se cheamă mafia respectivă. Familia respectivă. Pe cine ați mai prins? Bă, nu știu, cred că pe jumătate e Nortenos. 3 4 5 câte dracu. Sergiu. Sergiu.
Pa, pa. Trăiți, domnul Sergiu. Să trăiți, să trăiți. Ce faceți? Uite, mă plimb fără ușă. Mi-au furat ușa țiganii. A, haideți scos să-l like urcet. Aici pe la noi cam sunt țigan, domnul. Păi observ și eu. Aruncă ea lui și-a lui acolo să dau ordin. Pa, pa. Așa. Buletinul lui pe oața să fie. E perfect. Ah, ok. Eu vreau pe ăla cu parașuta. Încă 34 de minute la gel. Clara, Rabu. Cum ai reușit, mă, să ajung la gel? Doamne, ce oameni. Chiar că ce oameni. Le zic că e liber, grupul. Dar ce se întâmplă? Mâncava aici. Ședință cu părinții. De unde știți voi de Nortenos? Că Nortenos nici nu e oficial sindicat. În caz că mai e ceva, ne întâlnim iar. Mi se pare că... Salut, Robi, Sergiu, e bine dacă la târfu am fost 14 cu 2? Da, mă, nu contează. Norteno s-am aflat, bine, au aflat ăștia din sindicat, IC, de la oameni care au fost în familie și practic... practic și-au sus familia. Pentru că erau niște prieteni ai noștri, îi cunoșteam. În respectarea regulamentului serverului, am o zonă publică pe GC... am înțeles. O să haideți poliția de să verificăm. Unde mergem? Bă, stropeală. Întoarce de... Deci, până la urmă, unde mergem? Stavi, eu zis că mai plecăm mâine și Costa, dacă vrem, putem să ne ducem să verificăm unde s-a de sus acum. N-a merge poliția de sus. Sergiu, hai la noi, pe căscuță. Hai. Sergiu, așteaptă-mă, Sergiu. Care ești, mă? Așa. Ce cauți, mă? Mi-au zis că ne-am pus și mașina. Eu mă duc până la hotel. Eu îi dau o fugă pe uliță și vă anunț dacă e ceva. Eu îi dau o fugă până și urmă, să mă uită o mașină ceva. Ok. Bă, da, bă, vreau și eu banii de la ședință, asta e puțin. Ăla a luat ăla a luat 700 de milioane, n-am luat niciun ban de la ședință, ia hai. Bă, da chiar. Dă și mie. Vreau și eu salariu. Vreau. Ia hai la casă, ne vedea la casă. Nu, că Mihai nu-l mai dai de el, ești nemon? Dar ce s-a întâmplat, Sergiu? E tot patrulat. O familie... Bine, nu știu, nouă, nu știam de ea, Norteno, ceva de genul... Care jefuiau toată lumea. Efectiv, nu erau... Gen, noi nu știam de ei, ca sindicat. Familie. Mihai, vrem salarii! Cum, mă? Lua 700 de milioane, fițar, capul de râs! Pă bune! Hai, unde ne vedem să dai salarii, că n-am mai mâncat de o lună. N-am bani. Fiți-ar capul de râs. Hai la hotel, că vreau bani. Unde te las? Mi-am pus-o de-aia din mușchi în învăie să-mi văd astea cu... La un garaj. Val, ochelarii Night Vision, dar nu merge. Păi asta zic de unde au aflat ei din Ortenos. Mă, hai să vă zic, din Nortenos, ați avut niște membri care au fost prieteni cu noi și încă sunt prieteni cu noi. Și ei, practic, au dat informații că, uite, eu când am ajuns pe grup astăzi, mi-a zis unul, lăsați-l pe Sergiu în pace, gen, băiatul mă știa pe mine. Și, practic, ne-am aflat informații aici despre Nortenos. Ce are, mă? Na, păi, la bancă mică. Uite, te lasă aici. Am ajuns. Stai. Mă duc la jos. Ia, du-te unde... Ce aveți, bă, cu ușa mea? O vă trească, va milionul, toată lumea a rupt pe ușa. Hai că vin și la hotel. Zi așa o ce de la cine știi ei. Uite mă băiatul ăla. Ăla de... Stai că ți-ară pe live, că nu știu exact cum îl cheamă.
Băi, eu sunt la hotel, unde sunteți? Vreau și bani. Acum venim și noi. Haideți cu să like-uri. Ăla mă... Stai, unde-i roleplay-ul? Ăla de la... a fost captiv prima oară. De mă cunoștea pe mine, de l-am și lăsat liber. Dar să-l văd pe live unde l-am prins. Uite, display capture băiatul ăsta. Ăsta mă știa pe mine, dar nu știu exact cum îl cheamă. Salut Sergiu, salut Reflex. Da, ai tu cătușe? Nimeni nu știu numele, da. De el mi-a zis. Bine, hai. Și plus că mi se pare că... nu ar trebui să știi nimeni. Păi da, la fază e că au fost unii membri care s-au dat de gol. Eric, uite, ce zici mă, Eric? Uite, Eric, e pe chat-ul de pe TikTok. Ia uite mă, stau singur la hotel, a uite. Ia uite albă pe ăla. Repede la hotel. Sunt. Unde? La hotel jos. Jos atât. Tata, nu mergi la jos la hotel? Da mă, avem pe unul cu bandana. Ce mă? Am zis de 4 ori. Tu unde? Păi ești prost? În... mata. Aaaa? Ce-i cu ăsta? Zi lui Eric, e sifonar. Nu, clește. Eu sunt băiatul care ți-am zis de cafea, că sunt Nicos. Aaaa, ok. A, vrei să ne cătușezi? Da. Bravo. Doamne. Crezi că are deja cătușe pe asta? Nu, că nu mi-a răsut. Nu. Mai am, cred. Ah, acum așteptăm frumos, că băiatul vă cred pe gânduri. Hai, bossule, trezire. Zaca, mai ușor cu înjurăturile pe chat. Bună, Zaca, ce mai faci? Na, aie. De unde știe NPC că ăla e jos? N-a ce să-i lipsule alea. Care NPC? Că nu avem niciun NPC. Care-i NPC? Zic că verific pe toți la blipsuri acum, să vedem care are blipsuri. Savi, în 30 de minute terminăm și mergem la treabă. Da, știu. Zic pe cine-ți verific de blipsuri. Vrei să se trei? Ia, vină cu atea. N-are blipsuri, uite-l. Ne poftim. Vrei să se doi? Vrei și pe electric? Ia, n-are nici el blipsuri. Mai vrei? Pe cine mai vrei? Hai. Ne aștept. Ți-am zis de cafea. Te-ai trezit și tu vreodată? Sau ieși din oraș? Aia cred și eu. Hai să vedem. Opa. Mă aștept eu, vin o parte cealaltă la Arsenal. Gata, șef. Da. Fii atent. Eu știu cum eu aia avem niște treabă și trebuie să plecăm. Racheta să pe să se trezească și se vede făcut. Mhm. Totul pe GoPro, frumos, curat. Da, da. Bine, hai, fugi. Bine. NPC n-a fost cu noi roleplay-ul ăsta. SS-69. NPC n-are nicio... Ai, nu poți dau SS pe el. Ai, nu-i pe server. NPC nu mai e pe server. Da, e pe server NPC. Hai să-l așteptăm pe băiat. Ia uite bă, Sergi, Sergi, iată și tot de el, trebuie să ascultăm. Dar nu, sunteți sigur că nu-i cumva unul care a fost deja luat? Vedem acum, ai luăm buletinul, dar să-i să se întoarcă. Mergi de aici? E voia ce cred că e rău? Adică vorbești cam răgușit. Păi e bine.
APK, POK, ou! Bă, tu ești în transmisiune sau? Da, da. Ok. DSSP 555777. Da, spune. Păi, să nu am mai văzut. Nu am mai văzut să alargă de 3 săptămâni. Vedeți că e grav. Ce e grav? Aplicația albastră, să citiți și voi anunțul ăla. Doar eu nu văd chat-ul? Adică nu vezi chat-ul. Chat-ul se vede în stânga sus. Care anunț? Nu știu, am înțeles ăsta. Șeful ce mare. Și că i-a chemat pe ea doi și acum se rămâne noi doi până noi trei până se rezolvă. Ok. Eu nu văd niciun anunț. Da, exact, nu-i nimic pe e-mail. Ce-i mă cu 37? I-a chemat Sony pe toți pe Discord că e ceva la server. Opa, cine intră pe server? Mă bucur. Bucur. O să de... Mam. Aaa, bă, trezir. Bă, știi ce mi-e să nu facă? Știi că la un moment dat te dă automat oraș afară. Aaa, da chiar. Bulangiu. Bă! Trebuie să fiu sigur, să-i facem bun dacă e ceva. Cam să cam de mult timp. Ok, așa. Ăsta face manevre, mă. Bă, da, ei tremură capul să vă trăiască familie, nu înțeleg asta, are spasme. A, tu și eu. Da, nu știu. Uite, mare spasme. Asta e APK? Nu e APK, mă. 1, 4, nu mai știu ce idee are, dar are. Dăm glunț. Facem bon. Am primit ce acum facem? pe ăsta. Pe e-mail pe telefon de la cineva, e domnul Tibi Secacă. Tibi Secacă? Da, e la Budă dânsul. Da, că înțelegi ce zic. Bă, Gameș, Buda să-ți fie. Acum l-a apucat. Ce zici, facem la asta, ca poate se ducă în curând. Salvo, nu vezi Tibi și Băcac?
E unul Tibi. Bale, dacă îi dăm glon și dăm trusă? Hop, mamă, ce m-am speriat. Degeaba. Dacă îi dăm glon și dăm trusă, poate... Nu știu cum să fac să nu-l dau afară orașul. Păi îi dăm glon și îi dăm trusă, că atunci... Na. Zici... Băi, 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 băi. Ok. Am crezut că mă o ceva. Mă o să vă... Dar la căcarea pe un... Bă, gămiși căcarea lui! Avem companie. Pe cine? Unde? Hai, unde? Vine jos cu noi. Tu de cine ai fost chemat? Opa! Yeah. La magazin. Tu ai venit aici la magazin. Bă, ăsta ori face mișto de noi, ori e prost. Ăsta a venit aici și că a venit la magazin. Da, du-l mă și pe ăsta jos, ia bă, gămiși. Ia vină cu mine, ha. Adică la magazin. Ăsta e magazin, mă, ia duceți-mă jos direct. Eu zic că să nu fac... Ia păi stâng aici, așa până... Mai are care văcătuși ceva? Eu nici n-am. Șefule, ce-i mă... Iar ăsta. Ăsta nu era prietenul meu. Mă, șefule, ăsta e prieten de la deal meu, de m-a ajutat mai devreme că să mă lase băieții în pace. Tu ce cauți aici? Ce magazin, mă? Tu cum ai găsit locația asta, efectiv? Cum ai ajuns aici? Aici jos n-am găsit. Aici păi nu, cum ai intrat în clădire? Era ușa deschisă. Păi cine te-a chemat aici? Pedro m-a chemat nimeni, am venit la magazin. Orice ar fi ăsta deschisă. Deci, noi te-am lăsat în libertate. Să fugi și tu tot la noi te întorci. Mă, cum se face, mă? Zi-mi cine e ăsta. Ăsta, zi-mi ăsta, că e de la voi. Stai așa să văd... Uite-te la față, la mască, la ce o fi, zi-mi cine e. Că doarme de oră. A pe capa sau Tibi? Ok. Dacă e APK, Doamne ajut. A spera eu să fie APK, nu știu ce șanse. Vă mai ajut cu ceva. Să le scorteze unul afară. Mă duc singur. Nu te duc singur. Opa. A, te-ai tras? Mocanu, du-te cu ăsta afară, du-l afară. Să te asigur că pleacă. Nu știu, îl iau pe-l mai mult și eu, nu știu. Opa. Și gata tot. Și luasă ascunsă prea mult, ești. Ok. SS37, chiar sunt curios. Nimeni pe ăsta. 3 gemte și vine jihadul. Ce 3 gemte? Că nu mai stă nici bunica. Bă, Peric, nu știu ce cauți tu aici. Efectiv, nu ai voie, că știi prea multe. Să-ți trească familionul. Aaa, scris domnul Tibi, Doamne ajută. Cum este? Alo. Să trăiești, domnul Sergiu, viața mea. Ce vrei, mă, Anonymous? Și mă sun și cu număr ascuns. E, ca să nu se interpreteze altceva, am și eu nevoie de ajutorul dumneavoastră, domnul Sergiu. Ce ajutor vrei? Ne putem întâlni, domnul Sergiu? Nu, deocamdată, am treabă. Puteți să-mi rezolvați și mie un pistol, ceva, o pistoletă? Nu, pa. Bă, cum se face că eu am rămas în față la spital FK și m-am adus să mă cac și am zis că intru la Sergiu pe live să văd ce se întâmplă și mă văd acolo. Cum am ajuns eu acolo? Poate explica ceva, Tibi? Nu știu, că eu când am ajuns la casă sindicat. Tu erai aici. Ce să subsăm? Nu cred că mai are mult. Nu știu, ia-l pe sus, nu știu ce să-i fai. Bă, game și șurnil de orașul nori. Uite-te dacă are mască pe față cu schelete sau tatuaje și pe față dacă are față tatuaje sau mască pe cam. Unul din aia care a fost, nu știu, dar nu sunt sigur. Nu știu, bă, de buletin, ca să vreau buletinul. Bă, ce? Bă! Ce arde? Asta de... a tras în asta de gaz. Da, bă, ei, ne intoxicăm aici. Mască. Aia mai trebuie. Ai mască, Sergiu.
Și mi-era doar foame. Ce magazin e, bă, mâncați și aici? Magazinul ăsta, nu, tate, cu ăsta. De când e și magazin să strească familia, nu? Cum dracu, bă, că eu am rămas la spital. Nu știu, bă, Tibi, te-a adus unul de al tău aici, ai de-o, n-o să... Gripar, mă, dau, drag. Da, zic să plecăm. Asta e o oră pe drum. Mi-a zis tu mai repede glum și să plecăm, că n-am ce să facem cu asta. Adică, stăm degeaba. Mai păscăm. El pasă și profite de chestia. Ce cald din cameră sunt. Nu știu. Dacă ai filmare, uite-te în spate. Du-te la pisimane. Hai, si. A, bă, Tibi, vino la păsi să te n-am roleplay ăsta, să-ți iau buletin și fă ce vrei să străgi. Da. Dă-mi glanț? Nu. Ce mai face, mă? Vino, că oricum o să-ți iei gel disconnected roleplay. Dacă nu vii acum. După aia tot noi o să avem surprize. N-ai ce să mai faci aici. Păi am rupt, nu ai ce să-i faci pentru că dacă lași aici. Am primit mesaj pe telefon, vin în 50 minute, mă cac. Dar și când ți-a dat el mesaj? Mi-a dat pe Facebook. Mi-a dat pe Facebook acum. E și... Nu mai pun. În 50 de minute, așa e duce. Hai să știu. Nu, că aici l-aștept, să trăiască familion, aici l-aștept. Până la mâine dimineața aici stau. Aici stau și dorm. Până-l văd aici că... Noi dacă plecăm, omul tot aici și o să plece singur, dici, îți dai seama. Hai, băgați-vă cu mine la un somnic. Lasă, bă, canistra aia, poate dau foc. Sergiu, te culcă-te cu noi. Acum, bă, bag și eu, da. Păi și de pază cine mai stă, mă? Dacă toți dormim, vine unul cu pistolul, ne ia pe toți, mâncați-și. Păi de unde să știe ei să vină aici? Lasă că stai de pază. Îmi dă benzină la intrare sau? Îi mai bătut în cap. De nu când zici că dacă dă foc, o să am și noi automat foc. Cum se scrie, mă, ăsta? Așa, Tibi, te caci cu stropii, de te caci atâta, să știi. Bă, o bere, e o căldură în cameră, stai să-mi pornesc chiar un căldură. Cum da, zi? Oh, Mike, eu nu mai rest în cameră, efectiv. Mi-a dat mie. Măcar să mă duce la spital ca... Momentan că aveam disponibil. Aștept un băiat să vorbesc cu el. Te sun eu în 2 minute. Sau mai mult, nu știu. Nu știu când vine băiatul ăsta.
Ia veniți până în camera asta de aici. Devănuțe, stai aici! Care-i cameră? Înainte de curba ai o ușă la stânga. Așa zi, așa. La geamuri. S-a întors. A, era mă, da mă, da. S-a întors. O, că mă ăsta, căcăciosul. Haide. Doamne ajut, ce spital mă, lasă-mă cu vrăjirile tale. Așa, șefule. Nu știu ce caut. Aici, dar o să afli în curând. Nu știu, șefule, aici te-am găsit. Leumane. Bun. Stai să-l caut și eu de un buletin mai întâi. Ia buletinul, bravo și eu. Chiar nu mai găsesc ăla, cere-i buletinul. Dar și caut aici. Adrian Beleaua. Stai bă pe loc, că-ți dau glonț. Adrian Beleaua. Ok, Adrian Beleaua. Ia zi, șefule. Nu mai are pomul voie să caci. Lasă-mă că te-ai căcat destul, ai stat 2 ore. Bă, ce? Bune, cam mult. Zi-mi și mie azi un istoric de-al tău, ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Dacă îți mai aduci ceva aminte. Îți mai aduci ceva aminte, bă, zona Grove, dacă știi ce ai făcut astăzi? Și nu doar. Aha. Ce loc îți aduce aminte că noi ți-am dat siglanț. Ceva de genul ăsta era acolo. Mhm. Deci, păi și mai știi cumva de ce ți-am dat glanț? Da, te auzi bine, mane, te auzi în fundul grădinii. Ce? Asta nu știu. Nu știi, dar ai făcut o vreo belea azi cumva ceva? Nu mai știu. Nu mai știi. Dacă ți-am dat noi glanț, mai știi. Nu știu dacă era pe acolo, era pe eu. Mm-hmm. Eram pe acolo, a? Am strâns, mă, și noi un 100 de like-uri. Dacă am strâns 70 like-uri, eu sunt ferit ce live-ul ăsta. 80 like-uri aproape. Bine, eu zbrin și alea, după atâta timp. Ce? Mă, nici n-are cum să-și aduc. Păi, m-am întrebat și eu asta, încerc să aflu. Cum își aduce la minte? Nu știu. Șefule! Am și a luat glonț de la noi, dar pe... Eu și-a luat glonț de la noi. Asta e nou. Șefule, ce cauți aici? Păi asta e că aici nu știu eu, mă. Nu poți să-mi zici că nu știi, că colegii era mei, maxim. Eu când am ajuns aici, tu erai jos aici. Eram așa, cătușata aici, nu se pare că apără. Nu erai în cătușata, e problema. Cătușele ți s-au pus după. Păi și ce făceam? Nu, stăteai! Te căcai! Și eu nu știu cum am să-i ții. Eu aici te-am găsit, aici. Eu mi-aduc aminte că eram la spital, deci 100% nu am văzut. A, și vrei să zici că de la spital a fost teleportation și ai apărut aici? Am visat că m-am căcat. A visat că s-a căcat și în timpul căcării el s-a plimbat până aici. E bun, mă! Nu știu cum. Băi, eu l-am adus pe ăsta, Sergio. Te omor. Era... De unde l-ai luat? Luncoa. De unde l-ai luat? De la spital. Mă, tu ești prost. Domnul Tavi m-a pus. Eu am pus o bandană la ochi și m-a pus să-l aduc aici. Nu e vina mea. Hai, dăm glon și lăsăm să plece. Ei, dăm glon și lăsăm să plece. Ce-i asta, mă? Șefule, îmi pare rău, știi prea multe. Eram la spital, ce știu? Te-ai căcat prea mult. Cum mă ți-a zis să lasă? Nu, deci asta e ciudat. Nu mai pot. Mi-a zis Tavi. Da. Chat, cam atât avut și cu acest live stream. Cred că am dat foc, dă-te. E clar. Sper că v-a plăcut. Vina pe el, nu pe mine. Vreau să vă zic că dacă v-a plăcut acest live, mulțumesc mult pentru atenția acordată. Bă, lui sunteți nebuni. Ăsta era...
Aia. Bă, mă jur, nu știu mă cum ai ajuns aici, îmi dai glos că tu nu trebuie să știi nimic. Vă mulțumesc mult pentru toată atenția curată de pe acest live și posibil un 40%, 50%, acum contează și cât de bun sunt eu, mâine vom fi live. Yeah! Sergio? Mulțumesc mult pentru toată